Bine ați venit, dragii mei! Suntem într-un nou sezon, sezonul 5 la Midnight Poker TV Show, aici la Poker Room București, și astăzi, în episodul 1, avem invitați speciali. În primul rând, pe domnul Sorin Constantinescu, patronul Poker Fest România și promotorul pokerului live în 10 ani, de mai bine de 10 ani de zile, tot ce înseamnă turnee importante din România, organizate de noi, de echipa Poker Fest România. Și salutări Salutări! Pe lângă domnul Sorin, bineînțeles, îl recunoașteți pe Mirel Drăgan, campionul din ultimul episod în sezonul din toamnă, episodul 18. Mirel, care tocmai a ieșit campion mondial din nou. Da. Felicitări! Bucuria mea, am reușit să ies din nou campion mondial acum 3 zile în Portugalia și încă mă bucur de centura de campion mondial, pentru că e ceva special pentru mine. A fost un campionat foarte greu, foarte multe meciuri, 9 meciuri, și am simțit că ajung la limita puterilor. A fost greu, să înțeleg. Foarte greu, dar la final, eram la sigur final, că o să ești campion și mă bucur să aud asta. Înseamnă că ai venit cu o energie pozitivă aici și să-l... Dar eu tot timpul vin cu energie pozitivă. Perfect. Spune-mi, îl susținem, îi transmitem puțin din energia ta și lui Sorin în seara aceasta? Categoric, de asta am și venit să-l susțin moral pe domnul Sorin. Domnul Sorin, care are o masă interesantă, aș putea spune, pentru că, Mirel, avem o premieră aici la Midnight Poker TV Show. Băiatul de la poziția 1 din stânga ecranului, Călin Tatulea, a fost calificat în episodul trecut, a venit a doua oară la Midnight Poker, prima dată fusese la un road to Las Vegas, și a ieșit pe poziția 7, nimic interesant până aici, însă a reușit prima dată calificarea în episoade consecutive, back-to-back. E prima oară, pentru că cei de la 8 Auto Poker au schimbat regulile și au dat voie jucătorilor să se califice din nou la un nou sezon. O singură dată pe sezon. Înainte nu aveai voie decât să participi la o singură emisiune. Și atât. Acum, din cauza acestei promoții, sau datorită acestei promoții, uite că avem evenimente de genul ăsta, premiere, și sperăm, s-a calificat de pe poziția 1, a câștigat satelitul, a luat vreo, nu mai știu, 450-500 de dolari, un rezultat foarte bun pentru el. Are multă experiență și o să fie un adversar de temut, sper, sau credem. În orice caz, văd că avem puțină acțiune. Domnul Sorin ne-a promis că va face show în această după masă. El întotdeauna e axat pe show. Și dacă nu promite, face show. Și dacă nu promite, face show, așa este. Și asta așteptăm de la el. Deocamdată îl vedeți atât serios, concentrat acolo, da. Dar asta este pentru că joacă o mână și uite că are a doua pereche și șanse bunicele. Deși Dragoș vedem că are o chintă în două capete acolo și acum are și un draw de culoare. Domnul Sorin nu se lasă cu una, cu două. Intimidat de, cu siguranță nu. Să vedem, așteptăm show-ul, pentru că așa ne-a promis și așa sper că o să avem în această seară. Salutări celor care au venit alături de noi din nou astăzi la Midnight Poker. Sunt Tudor Purice, Ace High, și alături de mine l-am pe Mirel Drăgan, multiplu campion mondial de Kenpo. Suntem astăzi aici să comentăm acest episod inedit în care chiar domnul Sorin, vedem că are deja puțin ghinion aici, pentru că, uite, băiatul cu care joacă a nimerit culoarea mititică. Da, și un pas foarte clar și foarte simplu al domnului Sorin. Să vedem. Altă imagine fără mască, așa e, Mirel, vedem oamenii live reads. E foarte, foarte bine că am scăpat de masca aia nenorocită, pentru că și de pandemie sperăm, odată pentru totdeauna, nu se știe sigur încă, dar sperăm. Nu se știe, că nimic nu e sigur în ziua de azi, de la zi la alta se schimbă tot. Da, mă... Azi suntem bine, mâine închis exact, tot, iar deschidem. Trebuie să trăim acum, în prezent, clipa de astăzi, în momentul de astăzi, și să ne trăim bine, asta e...
Ori în orice caz, e altfel. Vezi oamenii, citești pe față, vezi un live read. Zâmbitori, mai, normal. Mai vezi un zâmbet. Mai, bine, poate și cu mască zâmbeau, dar nu-i vedem noi. Dar nu-i vezi, exact. Asta e, e foarte important să vezi, să-ți cunoști adversarul, ca să spun așa. Tu știi foarte bine chestia asta. Avem noroc. Ne întreabă aici cineva pe chatul de pe YouTube cine este băiatul în tricou alb. Păi să trecem la o scurtă prezentare. Bineînțeles, cel de care am vorbit în stânga ecranului e poziția 1, Călin Tatulea, calificat în episoade consecutive la Midnight Poker. Tura trecută a ieșit pe locul 7. Tura asta sperăm că va avea un rezultat mult mai bun. În poziția 2, în stânga lui, Răzvan Morar vine tocmai de la drobeta turnul Severin. Antreprenor, spune, este că el are 39 de ani și joacă poker în regim de amator. Și uite-l calificat aici la Midnight Poker TV Show. Bineînțeles, în stânga lui îl avem pe Dragoș Preda, un inginer silvic, amator, și el îi place mai mult jocul de cash game, de poker, dar a intrat să se califice pe 888 poker, acolo unde puteți face și voi asta în fiecare vineri de la ora 8 în satelitul de $5 cu $1000 garantați. Aveți șansa, dacă ieșiți în primii 6, să ne vedem aici joi la live la Poker Room București în Piața Alba Iulia. Bineînțeles, invitatul special din această seară, domnul Sorin Constantinescu, patronul Poker Fest România, arhicunoscut pasionaților de poker live, în special din România, și cel care a adus multe turnee fabuloase de-a lungul anilor și festivaluri de turnee de poker și de cash în România. Și datorită lui datorăm practic astăzi o să zicem, deschiderea pokerului live în România și partenerii internaționali care vin aici pentru jucătorii români. În stânga lui este cel în tricoul al Robert Tone. Robert Tone din Craiova, inginer de profesie, care spune că joacă și el amator poker. Jocul de cash este preferatul lui, un tânăr de 26 de ani. Am văzut ceva oameni din la Craiova până acum. Mirel, sperăm că va duce și el cecul acolo la Craiova. Asta dacă nu cel din stânga, nu, Ionel Simion, care vine tocmai de la Făgăraș, de 27 de ani, nu-i va pune probleme la poziția 6 la masă, implicat acum într-o mână cu valet 10. Vedem că are aici două overe și un gut shot de chintă. Și bineînțeles, în stânga lui, alt jucător, Ștefan, cum apare pe ecran, dar dorește să spună Robert Latiș. Vine un antreprenor, care manager de firmă, care vine tocmai de la Baia Mare, în poziția 7. El are aici o pereche de treiari. Dădeai vreodată colo ăsta, Mirel, cu treiari acolo? Eu, cam, sincer, mă aruncam. Te aruncai, nu? Păi, uite, așa de rău stai cu perechea de treiari acolo, e imposibil, aproape imposibil să câștigi potul, chiar dacă ai mâna mai bună. Depinde, că eu am câștigat ultima mână la turneu, am avut în mână 4 și 6. Da, mâna cu care ai câștigat, da? Mina Pocor, ai avut popă 4, dacă nu mă înșel. Nu, 4-6. Și mi-a dat flop 4-4-6. Eu țin să te contrazic un pic, pentru că ai avut popă 4 și era 4-2, scuze, nu 4-6, 4-2. 4-2 și era popă 4-4-2 și adversarul tău avea popă 4, ce a fost dezastros pentru el, după cum bine știm. Țin minte că am avut două cărți mici. Da, două cărți mici, așa este. Popă 4 avea adversarul tău și l-ai prins, cum se spune, la poker. A fost o mână fabuloasă pe care m-am postat-o, dacă o găsiți pe canalul de YouTube, clipul cu acea mână și cu victoria lui Mirel este tăiat și îl găsiți acolo pe canalul nostru. Sincer, nici acum nu vine să cred că am câștigat cu o mână ca aia. De ce nu? La heads up, orice mână poate câștiga. Face parte din joc. Da, orice mână poate câștiga, de la 2-3 off până la aș, normal. Așa e de frumos. Care pește la masă înseamnă că tu ești, nu? Dacă nu-ți dai seama. Da, și domnul Sorin începe cu glumele de care, pe care ne face atât de mare plăcere să le auzim și întotdeauna am jucat cu el poker la masă și într-adevăr este, partea de socializare este genial, ca să spun așa, e o mare plăcere să joci cu el poker. Le urez băieților, au de la masă au o șansă unică astăzi să fie alături de el și să se distreze în primul rând, pentru că despre asta e vorba aici la Midnight Poker TV Show, la 888 Poker și la Poker Fest. Distracția e pe primul loc, câștigurile vin imediat după asta și avem aici o mână interesantă între, din nou, Ionel de la poziția 6
și Dragoș de la poziția 3, în care Dragoș din nou, pereche de trei ari, văd că e peste tot. Are atracție la trei ari. Are atracție la trei ari, da, și vedem aici că totuși de data asta trei ari stau un pic mai bine, să zicem, pe bordul ăla, un pic mai mic, au și un backdoor de culoare acolo, nu mai e cazul. Azi, valetul, să vedem cât de încăpățenat e Ashai aici să vadă și riverul, dacă cumva pariază trei ari. Facem reclamă la alt site. Da, și facem un de-asta național și o să fie în fiecare club câte un turneu la un 440 Bainu sau 550. Cum a rămas la ora 440? Bainu pentru... Pas. Da, treiarii își protejează mâna, aș putea spune, că nu vor să vadă un... Deja au văzut două, trei overcarduri acolo, adică trei cărți mai mari și nu prea mai vor să vadă și riverul. Beneficiază de chestia asta. Mă bucur că Ashai a pasat acolo. Era cam subțire, să zicem, să mai dai un call acolo. Deși, cine știe, mai blufează lumea. Norocul, nu? Norocul face parte din joc. Exact, și norocul face parte din joc. Au ei politica asta lor ca să nu garanteze. Hai să vedem când va intra și domnul Sorin în acțiune. În acțiune, cu siguranță îl vom vedea în acțiune. Știu că îi place acțiunea. Să joace un pic mai agresiv. Să vedem ce mai povestește. Are o grămadă de povestiri. Nu știu dacă ai stat la vorbe cu el mai des, dar are o tonă de povestiri. Yeah. Daniel Negrean o să fie super emulație. Da. Și mai e la birzeria tot ăștia, colegul Daniel acolo la imagine. Dan Bilzerian. Și s-ar putea să-l aduc și pe ăla. E imagine la Gigi. Da, fac o precizare aici, Dan Bilzerian a fost imaginea la GG, nu mai este cu ei începând de 8 martie. Avem o grămadă de oameni pe chat aici, care sunt în primul rând, văd că susținătorii lui Robert Tone, cel de la poziția 5 la masă, în stânga domnului Constantinescu, e favoritul publicului, aș putea spune, acum. O să vedem dacă așa este și până la final. Între timp, domnul Sorin vă câștigă o primă mână, dama 10 pe dama 2-9 e de ajuns, Valea 6 nu vrea să vadă nimic din chestia asta. Pentru cei care tocmai ați intrat și nu ați fost cu noi chiar de la început, suntem la Midnight Poker TV Show. Show-ul referit de 888 Poker. Cum să luați telefoanele la oameni aici? A vrut să uite jos și a schimbat telefonul pe jos. Mai rău la variera. La variera, mai rău. De show-ul referit de 888 Poker și Poker. Trebuie să iei primul cel mare să fim la zero. În această nouă sezon, suntem la episodul 1, invitat special este domnul Sorin Constantinescu, patronul PokerFest România. Sunt Tudor Curice, Ashai, alături astăzi l-am pe campionul deja Midnight Poker și multiplu campion mondial, proaspătul campion mondial Mirel Drăgan. Vom încerca să ne distrăm cu voi aici în această după-masă seară pentru cei care vă uitați de la miezul nopții pe B1 TV. Bineînțeles, suntem live pe canalul de YouTube PokerFest România, pe pagina de Facebook 888PokerRo, PokerFest Tour și mai nou și pe canalul domnului Sorin Constantinescu, pe care îl găsiți pe YouTube căutând o simplă căutare. Din nou avem o mână interesantă aici. Foarte interesantă chiar. Da, în care vedem că domnul Sorin a dat un limp cu dama 10 off, Ștefan completează și el, vine acolo din buton cu dama 300 și domnul Sorin lovește bordul binișor, aș putea spune. Aproape că nu mai au echitate cei din pot cu el. În cazul acesta el face și pariul și cu siguranță vom vedea trendul ăsta, Mirel, pentru că până acum am văzut că în afară de tine restul vedetelor a fost un pic cam pasiv așa la joc. Bărbații au fost un pic mai agresivi, să zicem, ceea ce stă și bine unui jucător bun de poker. Îmi place că am văzut acest stil și la tine și acum îl vedem și pe domnul Sorin, care bineînțeles joacă fără nicio frică, joacă să se distreze. Și ce crezi? Pe ce poziție crezi că va termina sau va ajunge? E capabil să ia cecul, cu siguranță, nu? Bineînțeles, la experiența pe care o are dânsul și mai ales că joacă și agresiv și
Asta e un plus. Da, e un plus întotdeauna. Am văzut chestia asta și la tine. La poker nu e neapărat ai cărți. E nevoie să fii un pic agresiv și să-ți alegi bine momentul. Să simți momentul, cum ai spus și tu. E foarte important lucrul acesta. Și uite că domnul Sorin e binecuvântat, aș putea spune, cu mâini bune la începutul show-ului. Azi valet UTG, ar merge și un raise aici, să vedem cum dorește să joace. Să sperăm că îl vor ține mâinile așa până la final. Da? Să sperăm, uite că începe cu un raise, un min raise, așa cum e destul de standard în zilele noastre. Dar și Răzvan o mână interesantă. Are Răzvan o mână foarte interesantă, o mână cu care face re-raise sau tribet, cum se numește tehnic, măricel aș putea spune. Da, și uite un pas foarte bun pe care nu l-am văzut până acum. În mod teoretic, azi valet acolo la un tribet din small blind nu prea stă bine. Mirel, ai mâini care te domină, azi popă, azi damă, dame, popea și stai foarte rău cu azi valet acolo. Și domnul Sorin a știut lucrul ăsta și este un pas de profesionist, aș putea spune. Și uite că și nici Călin, care avea odd să dea call aici, da, să vadă un cinciar, vrea să nu se implice. Cred că el e puțin timorat, ai putea spune că e puțin timorat că a terminat pe poziția 7 în episodul trecut și acum aflându-se din nou aici, nu vrea să iasă iar pe 7, ar fi criminal, nu? Da, nu cred că ar fi un pic, aș putea spune, ușor dezamăgit că ar ieși din nou pe poziția 7. Dacă aveți întrebări pentru invitatul meu din această după masă la Midnight Poker TV Show, Mirel Dragan, vă rog să mi le adresați. Suntem live aici și pe pagina de Facebook Poker Fest Tour și pe pagina 88 Poker Ro, bineînțeles pe canalul de YouTube Poker Fest România și pe canalul domnului Sorin Constantinescu. Îl găsiți pe youtube.com/ConstantinescuSorin. Încă 10 mâini și toată lumea o lină. Da. Noroc că dai cărți bune. Pas. Bun, 5 pasos. Așa. Dar dealerul se mai schimbă. Bet. 5.500 de zoom. Da, între timp Călin Are play-uri în program. Mi-a răspuns că la întrebarea de mai înainte. Nu e timorat deloc. Văd că deja agresează jucătorii cu un tribet destul de lung acolo, popo, sută de un re-raise. Care face as-7-le lui Robert să dispară repede în pachetul de Mac? Și uite, o primă mână, cred, câștigată de Călin. Cred că și prima, dacă nu mă înșel. Să sperăm că nu e nici ultima. Sperăm să nu fie nici ultima. Aș vrea să văd un heads-up între Călin și domnul Sorin. Ar fi cel puțin interesant. Da, îmi place energia pe care o aduce domnul Sorin aici la masă. E un zâmbet tot. E o bucurie să-l vezi și nu sunt doar lingușitor aici, și întotdeauna mi-a făcut plăcere că are energia asta pozitivă la el în orice moment al zilei. De dimineață până seara nu l-am văzut odată supărat, o să fie super nervos și asta indiferent dacă lucrurile n-au mers așa cum a vrut el. Am apreciat asta de-a lungul anilor și am interacționat evident eu ca jucător, acum ca, să zicem, partener asociat aici la Poker Fest România și comentator live. E o plăcere să lucrez cu el și să fii la masă cu el, cu toate bancurile și povestirile și lucrurile pe care le are de spus. Și tu știu că ai călătorit extraordinar de mult și îți place să călătorești. E un plus, pe lângă partea sportivă, evident, și competițională. Categoric. E o plăcere. Din punctul meu de vedere, cu asta rămâi în viață. Cele mai... Amintirile de acolo să rămân, nu? Categoric. Da, și ai și ce vorbi după aia social, când te vezi cu prietenii și le povestești, e o altă chestie. Pentru că și viața este despre evoluție. Da. Și lucrurile astea te ajută să evoluezi. Vezi mai multe culturi, îți deschizi orizonturile, cum se spune. Nu trăiești acolo între blocuri tale, între blocuri, după blocuri, cum spun. Așa am crescut. Da, toți am crescut așa, cred. Am crescut într-un cartier mai profumat un pic, în Doamna Ghica. Și adică am văzut toate aspectele, toate părțile vieții, nu? Toate păturile sociale. Corect. E foarte important să ai experiența asta în viață. Nu știu dacă e neapărat obligatorie, să zicem, dar îți dă o altă perspectivă, mai ales în momentul în care muncești și ajungi, să zicem, să trăiești normal
și bine. M-a ajutat foarte mult. Ai o altă perspectivă și privești lucrurile cu un anumit respect, să spunem, nu? Îți câștigi acest... Apreciezi. Și să apreciezi unele chestii. Apreciezi unele chestii, exact. O să mai vorbim un pic de chestia asta. Mai întâi să vedem aici între un call interesant al lui Ștefan, care... nu știu dacă e neapărat cel mai corect aici, cu A7 off UTG, o mână care, tehnic vorbind, nu prea joacă bine în poturi multiway, ai nevoie să izolezi, să joci heads-up cu cineva și uite că dă echitate și la 6-2 din small blind, care lovește o perechiță mică și dacă nu mă înșel, chiar a și pariat-o, nu? Robert, cred că a dat un bet acolo, de control, așa, să vadă pe unde se află. Da, a dat un 4.000 și a și dus mâna. De asta nu-mi place acel limp cu A7 acolo. E ori intri agresiv la joc și speri că lovești ceva sau mimezi că ai o mână foarte bună, ori mai bine le arunci din nou și aștepți momentul. Da, mai ales la început de joc, cel mai bine e să joci mâinile bune. Corect. Așa... Asta e strategia, să știi, asta e strategia de bază la orice joc, de turneu și de sit and go în special, dar în toți, joci mâinile premium, nu? Am văzut, ai aplicat-o și tu la episodul celălalt, te-am văzut implicându-te decât cu mâini puternice, bineînțeles, cine nu putem să uităm acea mână cu optare în care ți-au dat băieții preț acolo. Îți iei mulțumit domnului cu Aspopă când a dat doar call acolo, pentru că dacă te dea o limbă, nu că te aruncai cu perechea de optare. 100% mă aruncam. Nu am apucat să-i mulțumesc. În ghinere mulțumesc, evident. Mulțumesc acum oficial. Dar mi s-a părut acolo, zic, de aici, din spate, din comentarii, zic, aoleu, fii atent, uite, Mirel are acum o să dea call cu optarii și bum, vine, bineînțeles, suntem la 8-8 poker, optarii sunt la putere. Și între timp, însă, Răzvan, un limp acolo foarte, foarte periculos, acolo cu două dame. Nu știu dacă te-ai mai uitat la alte episoade la noi, a mai fost un domn la un episod în sezonul din toamnă, în care avea de două ori limp cu pop, UTG, de două ori a pierdut mâna, într-un mod dramatic și a pierdut vreo jumătate din stack la fiecare mână și am zis, băieți, nu mai faceți limp cu mâinile astea puternice, dar nu e problemă când vine top set-ul, nu? Pe un board, pe dama 7-2. Să vedem ce va face Răzvan. Da, Răzvan... Ar fi bine, cred că da, un check e ok, totuși aș vrea să văd acolo un bet măcar de protecție, un pic, totuși vedem că este un flash draw acolo, nu știu dacă n-are nimeni aici, nimic deocamdată și o să fie greu să fie plătit, dar uite că... Laura, roagă-l pe Tudor să explici un pic regulile de bază, așa, ce se fac combinații cu cărți, ai două cărți, îți alegi cea mai bună combinație cu asta, adică se uită mulți oameni care nu știu poker absolut deloc acum, se uită oamenii pe canal, știi? Da, un pic basic, așa. Are dreptate domnul Sorin, spune, pentru cei care se uită pe canalul dumnealui, unde poate nu sunt atât de mulți amatori de poker, regulile de bază aici la jocul de hold'em la care ne uităm sunt evident, ai două cărți cu care poți face mâna cea mai bună de 5 cărți după ce vezi acele community cards, cărțile comune. Flop, turn și river. Pe flop ai 3 cărți, pe turn ai a 4-a carte și pe river este a 5-a, așa se numește river-ul, a 5-a carte. Din aceste 7 cărți, 2 de la tine de mână, 5 de jos, cea mai bună combinație de 5 cărți câștigă, care ajunge și la showdown, evident, câștigă mâna și dacă nu reușești să ajungi la showdown, adică poți câștiga mâna și fără să ajungi la showdown dacă pariezi agresiv și adversarul tău pasează. E destul de simplu, însă e foarte complex, aș putea spune, și lucrurile nu stau chiar atât de ușor, dar e bine să ai o mână puternică. S-au nășit, sau cununat, sau nu știu ce, de la poker, adică s-au cunoscut foarte mult. Col 7. E total diferită lumea de la poker de aia din casino, adică sunt alți fel de oameni, altă cultură, altă tot. Nu e referit. Nu neapărat, da, în general, la masă de poker, adică nu mai, sunt, în general, da. Adică mai eu fiind om de casino, că am stat aproape 30 de ani în casinouri, pot să fac diferența între un jucător de poker și un jucător de ruletă sau ceva, adică n-are nicio treabă. Casino, referiți la ruletă? Da, casino normal înseamnă doar
cu crupieri. Astea sunt săl de păcănele sau săl de slot machine, adică nu sunt casino. Noi le zicem în România casino, dar ele casino, când zici casino, înseamnă crupieri, înseamnă blackjack, înseamnă ruletă, știi? Da. Domnul Sorin, doar are foarte mare dreptate aici. Este o mare diferență între jocul de noroc, ca să spun așa, pentru că și poker are un pic de noroc, evident, dar mult mai puțin față de jocurile de casino, unde totul se bazează pe noroc, în principal, și nu vorbim aici doar de sălile de jocuri, cum sunt numite cazinouri la noi în România, așa cum spunea și domnul Sorin, ci vorbim de acele cazinouri în care găsești mese de ruletă, de blackjack, de poker caraibian. Am fost în de vreo 7 ori la Vegas. Ce ai intrat, bineînțeles, te-ai jucat, nu poți... În fiecare zi. În fiecare zi. Sunt atractive. Adevărul că pentru distracție, dacă te duci să te distrezi, e o distracție. E să te lași la mila șansei, ca să zic așa. E un entuziasm care nu ți-l dă alt joc. Categoric. Asta și vezi alta lume, cum vezi, unul țipă, unul urlă, unul... Da, emoțiile sunt la nivel înalt acolo, cu siguranță. Mai mă joc și eu. Am mai și câștigat de câteva ori. Bun, asta înseamnă că ai avut parte și de puțin noroc la jocuri. În orice caz, nu sunt de durat asta, cred că vrea să sublinieze domnul Sorin. În schimb, pokerul, dacă aplici o strategie solidă și câștigătoare, poți ignora acel 20-30% pe care îl are, să zicem, norocul în joc la poker, însă o strategie câștigătoare te aduce să faci profit. Eu vorbesc din cunoscute, ca să zic așa, am ales să fac chestia asta tocmai pentru că ne-am dat seama că e un joc de strategie, în primul rând, de psihologie, în al doilea rând, și norocul contează prea puțin, îl bați dacă joci foarte, foarte mult. Foarte multe mâini, turnee, cash sau ce, fiecare cu specialitatea lui. Între timp vedem aici o mână în trei din nou, în care vedem Răzvan a lovit acum două perechi măricele cu puțin pericol, că a venit și a treia culoare și a patra treflă și da, cred că aici domnul Sorin atac de panică, ca și cum mă uit la antena 3. Da. Domnul Sorin n-a vrut să... Putea să aleagă să blufeze aici, însă ashai câteodată poate câștiga, să zicem, dacă cel care era, a continuat la flop cu un 10x poate bate acel 10x sau poate chiar un popă hai, însă nu e cazul. Mă gândeam ce să fac dacă nu check. Depinde de bet. Le aruncai în secundă. Da. Clar, clar. În chatul de pe pagina Poker Fest îl avem pe Dragoș Anton, un Dragoș Anton, un regular al jocurilor de turnee și de cash din România. Și un prieten foarte bun al meu, foarte bun. Care îl salut cu această ocazie. Cine cui a făcut coaching? El ție sau tu lui pentru Kempo? Pentru Kempo? Eu lui. Tu lui, nu? Bineînțeles. Nu, adică cine aș vrea, dacă bănuiesc că ți-a făcut ceva coaching, de la el ai învățat să joci un pic mai bine poker? Da, da. Da? Da, e un băiat foarte bun, am jucat cu el la masă, îl cunosc personal și e un băiat foarte bun la poker și îl salut pe această cale. Și, pe mine chiar m-a ajutat și nu sunt convins foarte mult. Te-ai explicat exact, să știi că în momentul în care înțelegi jocul, după aia lucrurile devin mult mai clare, parcă te ridici așa un pic și stai mai relaxat, știi ce ai de făcut în fiecare spot. Adică am mai jucat poker și prin cantonamente și... Cu băieții, da. Dar așa să învăț o strategie bună și... Contează părerea unui profesionist, că pot să-l numesc profesionist pe Dragoș, e foarte importantă pentru că îți dă o altă viziune, ca și cum vorbeam mai înainte de viață, îți dă o altă viziune a jocului și îți dai seama, uite, dacă apăsam aici pe Dala sau dacă dădeam pas aici, câștigam mai mult. Am învățat câteva șmecherii. Bun. Asta și mi-am ieșit la joc. Să știi că aici, la Midnight Poker Show, evident, nu avem în fiecare dată profesioniști la masă, da? Dar cei care sunt Andrei Coz, nu știu dacă îl știi pe Andrei Coz, Andrei Cosmin, este un băiat din Iași, un vecin de-al meu, să zic, din Iași, care tocmai a devenit streamerul oficial al 888 Poker România. Îl găsești, el e un foarte bun, foarte, foarte bun jucător de cash, de mize medii și mici. Îl găsești pe twitch.tv/AndreiCoz, exact așa cum îi apare și numele aici în canalul de YouTube. Și ne-a întrebat pe cine avem invitat. Îl avem pe Mirel Drăgan, campionul Midnight Poker,
în episodul 6 din sezonul din toamnă, episodul 18 și bineînțeles multiplu campion mondial. Recent a câștigat un nou titlu în Portugalia și s-a întors proaspăt încoronat, să zicem, de acolo. Aici să-l susțină pe invitatul special din această seară, Sorin Constantinescu, care vedem noi că are o mână extraordinar de puternică, azi damă, o mână premium, să nu-i zicem extraordinar de puternică, și alege să vadă flopul în 3, ceea ce nu e foarte plăcut pentru el, pentru că, uite, Ștefan a lovit un monstru de mână. Are topper, are un gut shot acolo, dar și mai important, are și o culoare. Și un simplu bet al lui Ștefan și cei doi s-au aruncat imediat cu acele mâini. Poate dacă ar fi izolat Sorin eu acolo... Mai lăsam un pic. Nu dădeam așa mare... Așa da, adevărul că ai atât de multă echitate, Mirel, acolo cu 10-6 de trefle pe bordul ăla, că poți să vezi și tu, nu poți să dai și ce... Nu poți să greșești la mâna aia, nu poți să dai... Să nu dai fold, da, asta e singura cerință. Dacă ai dat fold, e nasol. Dar asta, dacă nu dai fold, e în regulă. Te chem eu când mai vin, da? Te chem eu, stai acolo. Ai liber. Domnul Sorin e pus pe glume. Cu siguranță. E, nu știu dacă știi sau dacă cei care telespectatorii noștri cunosc acest lucru. Domnul Sorin a venit aici la invitația Out of the Poker și mă bucur să-l am aici pentru că o anumită fundație, o viitoare fundație caritabilă va avea mult de câștigat. Domnul Sorin a promis că tot ce câștigă în această seară va dubla și va dona, ceea ce e un lucru extraordinar, un lucru măreț. Orice donație ajută, indiferent unde, la ce fundații caritabile ajungă cei bănuți, sunt cu siguranță bineveniți și un gest extraordinar de generos din partea domnului Sorin. Așa că nu avem cum să nu-l susținem în această seară și să ia maximul, să dubleze acel maxim și să-i doneze. E un scop. Dacă aveți idei de fundații caritabile, vă rog să mi le scrieți în chat-ul de pe canalul nostru de YouTube. Și uite că norocul e cu el și karma e cu el, aș putea spune, are numai mâini bune. Un raise, din nou un min raise, pentru că blindurile au sărit între timp la 1500 cu 3000. Așa cum bine știți, cei care încep jocul la Midnight Poker au câte 100 de mii de fise, blindurile încep cu 500, 1000 și cresc vertiginos la 15 minute. În acest moment suntem la 1500 cu 3000 și Robert apără blind contra acelui min raise cu dama 4 off. Un pic cam lus, aș putea spune. Dar pe popă 10-6 e foarte simplu și vedem, cred că trendul în această seară o să vedem toate mâinile la showdown, pentru că văd că toată lumea așa arată cărțile fără nicio problemă, ceea ce e mai ușor pentru acei telespectatori ai noștri care nu cunosc jocul, da, și poate înțeleg anumite beturi, anumite sincer, pariuri, nu? Sincer, nu aș arăta cărțile pe față niciodată. Să știi că nu e o idee bună, îți spun strategic vorbind. Știu. Nu vrei să dai extra informații. Pokerul e un joc de informație, să da? Și să vezi cum joacă mână, celălalt. Dacă are curaj, dacă nu are curaj. Exact. Dacă... Poți să iei un read de la el, poți să iei să vezi cum joacă și să, dacă te pricepi, să zicem, un pic, poți să-i contracarezi acea strategie. Normal. Și să-l surprinzi, să zicem. Așa că nici eu sunt de acord cu tine, nu mi-aș arăta cărțile, însă aici ne distrăm, suntem la Auto Top Poker și la Midnight Poker TV Show și vrem să ne distrăm în această dupămasă, seară, pentru cei care vă uitați în acest moment la B1 TV. Este important să punem accentul și pe acest lucru, pentru că pokerul e un joc de distracție, e un joc, nu a fost creat ca un joc de să vedem cine câștigă cei mai mulți bani, da? În schimb, se bat personalitățile jucătorilor, psihologia este la prim rang aici și e foarte important să îți simți adversarul, cum ai spus și tu mai devreme, și contează câteodată mai mult decât ceea ce cele două cărți pe care le ai în mână. Ia să vedem acum o mână interesantă. Da, e o mână drăguță în care toată lumea are câte o bucățică și cărțile, dacă vezi, se interconectează, așa da, că da, da. Un flop, nu ăsta, dar un 10-8-7 ar fi fost interesant, să zicem, pentru cele trei mâini. Însă aici o să vedem cine are mai mult curaj sau cine are mai mult noroc, pentru că Robert lovește acum și o pereche cu mâna mai bună. Și domnul Sorin are un 10 care nu știu dacă îl va băga prea mult în probleme, pentru că e un kicker foarte mic, însă ar putea să piardă acolo o sumă micuță. Dacă Robert alege să parieze și asta și face, cred că a pariat 10.000, da, așa e, dar uite ce disciplinat e domnul Sorin, un fold extraordinar. Cum să dai pas la dame acolo, domnul Sorin? Nu se poate așa ceva. Mai degrabă, mai rău.
Da, încercăm și noi să ținem distracția aici la cote înalte, însă îmi place ce văd, îmi place din punct de vedere și tehnic și de distracție. Domnul Sorin joacă disciplinat, vrem să-l vedem până la final aici. Sperăm că în această dupămasă frumoasă de 17 martie aici vom fi cu el până la capăt. În primul rând pentru că o să fie distracție, o să fie show și în al doilea rând pentru că ați auzit tot ce va câștiga, va dubla și va merge într-o donație spre o fundație caritabilă asupra căreia nu s-a hotărât încă, dar o veți afla, bineînțeles, pe canalele noastre de social media. Dacă n-ați făcut-o încă, urmăriți-ne pe pagina de Facebook Pokerfest Tour, canalul de Instagram Pokerfest.ro și, bineînțeles, pe pagina Facebook 888poker.ro. Acolo vă prezentăm toate aceste informații și, bineînțeles, clipuri și imagini cu campionii de la Midnight Poker, mâinile interesante de la Midnight Poker TV Show, cum poate va fi și asta, în care Robert din nou face un raise la 8.000 cu 2 șeptari și nu-și găsește niște mușteriu. Uite, de exemplu, 9.300 ar fi fost o mână decentă de apărat din Big Blind. Orice două cărți suited au prețul corect în, la 1.000 în raise cel puțin și chiar la un 2.5x raise să dea call și să vadă flop, pentru că au o echitate. 9.3 la 7.7 are undeva la 30%. Adică are șanse, dacă se ajunge la showdown, să câștige mâna o dată din 3, da? Nu e de ignorat și un aviz amatorilor care joacă sau vor să învețe să joace poker, apărați-vă blindul un pic mai, mai, să zicem, mai liber, mai ales cu cărți care sunt conectate sau care sunt de aceeași culoare. Toate șansele să... Să faci o mână bună. Nu neapărat în specific aici, în cazul ăsta, poți să lovești un nou, poți să lovești un draw de culoare, dar ai echitatea aceea și merită, chiar dacă ești în afara poziției, să-ți aperi blindul. 5, 6, 4, da, băieții 6, sunt serioși aici, parte din ei au venit să joace poker pe bune. Normal, cred că fiecare de aici vrea să câștige. Normal. Pentru că e și o sumă bună în joc. E o sumă foarte bună și doi la mână, e live și e la TV. Sunt două lucruri de care nu te lovești prea des în lumea pokerului, decât dacă ajungi la cote înalte. Și deocamdată nu vedem cărțile, o să speculăm, dar nu mai e cazul. Avem pe Călin aici din Big Blind care și-a apărat blindul cu 10-900, o mână foarte frumoasă. Și dă un donk, cum se spune, un lead aici, pentru că dacă nu mă înșel, cred că a fost, acțiunea a fost call și el a dat un simplu check din Big Blind și mimează că are acel popă sau as din Big Blind și uite că îi merge, îi funcționează. Are și ceva viitor aici, un viitor, un draw de backdoor de culoare, un backdoor de chintă, ceea ce înseamnă că dacă mai vin două cărți, cum ar fi Vale Dam, ar fi făcut o chintă, sau dacă mai vin două cărți, făcea o culoare. Are destul echitate cât să împingă jocul un pic mai agresiv. E un alt fel de strategie care este aplicată în general de cei profesioniștii jocului. În continuare vedem aici pe canalul de YouTube foarte mulți fani al lui Robert. Robert, e vorba de Robert Tone, pentru că avem doi Robert în această seară. Unul din ei este cel din imagine în poziția 7 în dreapta ecranului, Robert Latiș de la Baia Mare. Celălalt este Robert Tone de pe poziția 5 în stânga domnului Constantinescu cu tricou alb. Foarte mulți fani de ai lui din oraș, bănuiesc că din oraș de la el. Robert vine din Craiova, inginer rezident, vă aduc aminte, de 26 de ani. Deocamdată văd că a jucat curajos și se ține acolo bine cu stack-ul său. Să vedem cât rezistă. De obicei am văzut un trend aici la Midnight Poker TV Show, că acțiunea se decurgă așa încet, nu cu foarte multe mâini explozive, până la jumatea show-ului, după care începe eliminările, pentru că blindurile cresc, se fac uriașe. Și aici vedem că Răzvan are un draw de culoare și acum are și mai bine, are și un draw de chintă. Însă Ștefan lovește acea pereche de decari care nu știu cât de bună e, să zicem, pe as, damă, 10-9. E decentă, dar Răzvan deja pariase din Big Blind. Și perechea de decard, deși a lovit-o, se face și mai mică, să zicem. Să vedem cum celălalt Robert Latiș, Ștefan, pe ecranele voastre, are o decizie aici, pentru că nu știe dacă e de ajuns. Pas. Nu.
consideră că nu e de ajuns, un kicker foarte rău și uite ce înseamnă agresivitatea la poker, da? Un pic de echitate, un draw și un pic de agresiune și ai câștigat mâna. Aviz și amat celor care vreți să vă calificați aici la Octopop Poker. Mirel, am înțeles că programul tău este foarte, foarte încărcat. Îți mulțumesc enorm pentru că ai venit aici să-l susții pe domnul Sorin și poate mai intre să te uiți la el pe parcursul show-ului. Acum mă uit, o să dau pe telefon în mașină până ajung acasă, că trebuie să mă odihnesc pentru următorul antrenament. Nu și... vrem să te oprim din programul tău, pentru că vedem că funcționează un nou titlu de campion mondial, ce e un mare lucru, te felicit încă o dată pentru chestia asta. Vinerea voi urca în ring la Ploiești și... Ce se întâmplă la Ploiești? Spune-ne, ca să știm, fanilor tăi să știe exact ce se întâmplă voi acolo. Voi lupta la Gala Prometeus. O Gala Prometeus, extraordinar. Da, în direct la DigiSport. La DigiSport, ok. Cine vrea să mă susțină, îi aștept în sală, la sala Olimpia din sala polivalentă din Ploiești. Perfect, super. Și păi, promit spectacol. Spectacol, cu siguranță vom avea spectacol de la tine întotdeauna. Îți mulțumesc încă o dată foarte mult și succes la antrenament și în special succes la Gala Prometeus. Mulțumesc mult de tot. Da, Mirel ne părăsește, dar noi avem o mână în care Dumnezeule Dragoș lovește cu luare nuts cu azi 200, să vedem dacă cineva de acolo are altceva. Deocamdată vedem doar două perechi care n-au lovit deloc, flocul pătrare și nouari și Popo Valet, care are culorile greșite, are roșii, dar nu sunt roșiile care trebuie. În schimb, Ionel are draw-ul de culoare second nuts sau a doua culoare cea mai puternică. S-ar putea să-l încurce un pic în acest moment. Să vedem dacă pierde ceva fise sau scapă cu nu o foarte mare pierdere aici. Este Dragoș, este evident în modul slow play, joacă încet, nu vrea să sperie pe nimeni aici. Călin e cel mai agresiv pentru că noarii lui într-adevăr sunt o pereche mai mică decât dama, dar au și un caro. Însă, atenție, un pic de pericol, un 9 sau o damă îl fac câștigător pe Călin aici. Să vedem dacă Dragoș face în continuare, pune în continuare capcana sau alege să dea un raise acum. Dacă crede vreodată Dragoș că Călin, că cel de la poziția 1 în stânga ecranului pariază cu o damă în mână, poate să joace foarte rapid aici, să se ducă cu raise sau chiar cu all-in, nu? Dragoș alege să întindă capcana pe bună dreptate. 5-ul acesta este un blank total și dacă nu vedem un lead de la Dragoș, cred că vom vedea două cecuri, da? Călin foarte încrezător în el, crede că are mâna cea mai bună, însă va avea vestea cea proastă. Eu dă Dragoș imediat din big blind, care flopase culoarea cea mai mare, nuts, cum se numește ea. Și da, bine jucat de Dragoș și într-adevăr bine jucat și de Călin, care cu siguranță lua valoare dacă Dragoș avea doar asul de caro și nimic altceva, sau o pereche mai mică, gen un optar sau un șesar. Dama la aceea nu l-a speriat foarte mult. Dacă avem o damă la turn, bineînțeles, șansele sunt mult mai mici ca cel din big blind să aibă și el o damă. Spiritul ăsta așa de luptător, de campion. Fani foarte mult și pe pagina 8 Top Poker Ro a domnului Sorin Constantinescu. Mulțumim celor care i-au urat succes și bineînțeles și celor care le-au urat succes participanților în afara invitatului special din această seară, Sorin Constantinescu. Fiecare are grupul lui aici pe canalele noastre de social media, unde suntem live astăzi de la Poker Room, Piața Alba Iulia, cu ajutorul echipei Buff Media și bineînțeles cu ajutorul meu, comentatorul Tudor Purice, ASHI pentru fanii pokerului din România. Suntem aici la episodul 1 din noul sezon, sezonul 5, ultimul din această primăvară. Invitat special Sorin Constantinescu, patronul Poker Fest România, și bineînțeles avem
prima dată în istorie la Midnight Poker TV un calificat în episoade consecutive la poziția 1 la masă, Călin Tatulea. El a ieșit pe poziția 7 în episodul trecut, dar a revenit în forțe proaspete din poziția de câștigător al satelitului. Satelit pe care îl puteți juca și voi în fiecare vineri de la ora 8. Satelitul este de $5 pe 888poker.ro, $1000 garantați. Dacă ajungeți în primii 6, ne vedem joia următoare aici de la ora 2 în live stream pe canalele noastre și bineînțeles de la miezul nopții de la 0042 pe B1 TV. Între timp o mână decentă în care decarii vor să ajungă la river și nu știu dacă vor ajunge pentru că Sorin are trips de aș și decarii s-au făcut foarte, foarte, foarte mici. Nu știam cum să joc. Nu știam cum să joc. Da, una puternică pentru domnul Sorin, care se vede că are karma, karma alături de el, pentru că, așa cum am mai spus, va dona tot ce câștigă în această seară la masă. Va dubla, atenție, va dubla, dacă ia cecul, va pune încă $3000 și acești bani vor pleca către o fundație caritabilă, un gest extraordinar de generos și de frumos din partea domnului Sorin. Marius mă întreabă direct când o să mă vadă ca invitat. Nu știu dacă e tocmai potrivit, dar cine știe, poate cei de la 888poker se gândesc și la lucrul acesta. Să vedem în episoadele viitoare. Ideea este că acest show, Midnight Poker TV Show, este în primul rând de distracție, promoțional. Eu nu sunt, deși sunt cunoscut în cercurile de poker din România, nu sunt atât de cunoscut în afara lui și ideea este să promovăm frumosul joc de poker online și live, bineînțeles, să-l promovăm și în cercurile care nu au legătură cu pokerul, așa că nu sunt foarte convins că aș avea o rată de succes mai mare decât faimoșii invitați, vedetele noastre, cum a fost, de exemplu, Mirel Drăgan, un foarte cunoscut luptător sportiv, multiplu campion mondial de Kempo și, bineînțeles, aici de față, domnul Sorin Constantinescu, care are canalul propriu de YouTube, unde are peste 30.000 de urmăritori. Între timp, o mână între două dame, una cu un kicker mai mic, alta care lovește direct top pair și cu siguranță Ionel va paria aici. Are nevoie de protecție și pentru valoare. Damă 5 de caro, nu știu dacă are cu ce se lega și abandonează repede, repede potul. Andrei ne întreabă, cine este invitat săptămâna viitoare? Surpriză, nu știu nici eu, o să aflați. Bineînțeles, mâine, după ora 2, este ziua, vinerea, înaintea satelitului de pe 888poker.ro, este ziua în care vom anunța invitatul special de la episodul următor și atunci vei ști și tu, și eu, și restul lumii, care ne urmărește pe canalele noastre de social media, canalul de YouTube Poker Festro, Instagram Poker Festro, pagina de Facebook 888poker.ro, pagina de Facebook Poker Festur și, bineînțeles, acolo unde suntem live și acum pe pagina holdem.ro. Toate acestea vor fi, toate aceste informații vor fi divulgate, să zicem, vinerea după ora 2. Între timp, Ștefan UTG, la blindurile care au crescut până la 2 cu 4.000, cu big blind ante 4.000, alege să dea pas la 10 off. Poate ne înșeală puțin grafica? Nu, a dat raise un 3x măricel și nimeni nu a vrut să-i țină piept, nici măcar Ionel din Big Blind, care cu un as 3 putea să-și apere blindul, dar nu a face, o joacă foarte conservator și alege să păstreze fisele pentru pentru o mână mai bună și pentru un spot mai bun. Dacă vreți să vă duc fetele. Aveți? Da, așa cum spune și Cătălin Blue, care a fost campionul fostului episod de la Midnight Poker TV Show, ne bucurăm să te avem aici în chatul de pe canalul de YouTube, un invitat cu adevărat special la acest episod, așa este, bine punctat și îți mulțumim că ești alături de noi și ești în continuare un fan, deși ai fost campion aici și Ionel acum încearcă să
câștige și el o mână, nu l-am văzut implicat în foarte multe mâini câștigătoare, are popă, da, mă, sute de o mână foarte bună din small blind, cu un simplu raise ia blindul și big blind antele lui Robert de la poziția 7, Ștefan pe grafica voastră. Cred că am să rog la pauză grafica să schimbe numele, pentru că mi-a spus personal la începutul show-ului că preferă Robert acolo pe ecran și din cauza că avem cel din imagine, al doilea Robert la masă la poziția 5, a trebuit să-l punem cu celălalt nume al lui Ștefan. Nu e nicio problemă, vom rezolva cumva această mică neconcordanță, să spunem. Între timp, calificatul în episoade consecutive, Călin a pierdut ceva fise acolo cu Noari, un spot destul de ghinionist, să zicem, unde nu prea a avut ce face, el a dat două beturi de valoare, bineînțeles, flop și turn, și până la urmă la river a ajuns la showdown cu două check-uri și a văzut veștile proaste. Asta este, se întâmplă, jocul de poker este într-adevăr, te aduce pe diferite culmi destul de repede și e greu să spui dacă ai avut ghinion sau noroc. Acolo cred că Călin a avut un pic de ghinion, să zicem, că s-a lovit chiar de o mână atât de puternică, dar nu-i problemă, rezolvăm cu un raise cu 9700 din big blind. Avem o scurtă pauză și revenim. Pandemia, ne-am încurcat rău de tot. Bine pentru turneu, pentru... Am plătit camere, am plătit tot, aveau vreo 50 de camere rezervate, a fost nasol. Da, avem și un clasament aici, vedem că Răzvan și Dragoș au urcat repejor în topuri, 150.000 și 138.000, asta înseamnă o dată și jumate aproape starting stack-ul de la Midnight Poker TV Show, unde toată lumea începe cu 100.000, la blindul 500 cu 1000 și apoi aceste stack-uri de 100 de blinduri se diminuează vertiginos, pentru că la 15 minute blindurile cresc foarte repede la Midnight Poker TV Show. Și se ajunge la situații critice pe care le vom vedea cu siguranță puțin mai târziu în show-ul nostru de poker live aici. Nu am văzut întâlniri așa cum am văzut și la episoadele anterioare, dame contra ași, valeți și tot felul de nebunii de genul acesta, dar stați aproape pentru că vor veni. Nu am avut, cred că, vreun episod fără să avem o întâlnire de gradul 3 de genul acesta. Sunt foarte picante atunci când se întâmplă. Păi du-te tu, da, sau Laura, sau cine vezi, mergeți careva. Faceți atmosferă. Și uite că avem din nou un decar dominat aici de Răzvan cu popă 10, Ștefan cu 10-8, nu e, cred că, bordul pe care va pierde foarte multe fise, însă va pierde ceva fise. Și însă nu mi-e foarte clar de ce a pasat Răzvan aici popă 10. I-a fost un pic frică, să zicem, de acea damă, poate îl vede un pic mai conservator, un pic mai tight pe domnul Robert Latiș de la poziția 7 în dreapta ecranului și a ales să joace, a fost foarte circumspect la betul lui și a ales să joace safe, să zicem, la sigur. Și a pasat a doua pereche, nu aș fi făcut asta în locul lui. Are motivele dumnealui cu siguranță. Acum că nu mai avem măști, putem avea și live reads. Cine știe ce fel de live read i-a transmis domnul Latiș. Domnul Sorin cu o mână speculativă, dar foarte drăguță din UTG, din prima poziție de la masă. Un simplu call de la 4.000. Care e termenul corect? 6-7 pas. Da, avem pe Cătălina lângă noi. Cătălina, cum e atmosfera acolo la masă? Una foarte relaxantă, pe mijloc, tensionată în părți. Ce zici, are șanse domnul Sorin să ia check în seara asta? Cu siguranță. Cu siguranță? Da, da. Am observat de fiecare dată, inclusiv vedetele, dar și jucătorii, cei care sunt chiar cei mai relaxanți, fără emoții, fără strategii în cap, care mai de care, cum se joacă poker,
Au cea mai mare șansă, da, nu? Da, intră pe podium. Așa cred și eu. Plus că avem karma, karma extra. Dacă a spus că donează acei bani, nu știu, această generozitate, cu siguranță te aduce o karma foarte bună. Eu când un avid, cred foarte mult în karma și o poți face de așa natură încât să ai de câștigat, doar de câștigat. Da. Vedem și aici o mână câștigată cu 10 hai, relaxat așa, fără niciun deranj. Și Sorin se ține acolo, se ține în top, e la mijloc, nu a pierdut prea multe fise. O să vedem acest zâmbet, sper să-l vedem pe domnul Sorin și zâmbetul lui caracteristic până la finalul show-ului. Mi-ar face tare mare plăcere să-l văd aici și să-i înmânăm cecul, nu? O să fie un da, interviu de câștigător, da, special, nu? Îi ținem pumnii. Băieții par un pic timorați așa, un pic parcă nu încă n-au intrat în atmosfera, în spiritul jocului. Oh, și Călin, fabulosul nostru calificat în episoade consecutive, are o mână bună, nu face ca ceilalți invitați și dă limb cu ea, ci dă raise, așa cum și trebuie, să ia ceva valoare. N-are Tudor, de la ce. Te întreb pentru fanii domnului Sorin, care ei sunt începători. Ce înseamnă limb sau raise? Limp. Limp înseamnă atunci când, așa cum a făcut domnul Sorin mai devreme, a dat doar col. Într-o poziție, în oricare poziție, în momentul în care dai doar col, se mai numește în limba engleză și limp. De ce? Nu mă întreba foarte exact. Poți să-i spui col, poți să-i spui limp, e același lucru. Când joci pasiv, se numește limp. În momentul în care dai raise, în momentul acela devii agresiv și asta înseamnă că mărești blindul. Blindul care este primul raise, să spunem, da? Al tău este al doilea raise. Deci dacă tu ești în under the gun, cum era domnul Sorin și făceai raise la 8.000, în momentul acela ai făcut raise, două blinduri, ai mărit miza, cum spunem noi, și dacă ai mărit miza, cineva trebuie să ți-o egaleze sau se aruncă. Astea sunt singurele opțiuni, sau să ți-o mărească, bineînțeles, dacă are o mână, cum avea Călin mai devreme. E foarte simplu, în momentul în care dai call se numește și limp, în momentul în care intri fără agresivitate se numește limp, în momentul în care dai raise și devii agresiv, atunci e raise sau re-raise. Re-raise înseamnă că vine un alt raise, un 3-bet sau un alt raise sau un 4-bet, este un raise peste primul raise. Da? Vedem aici că Robert Schaper a dat doar call, da? Însă, ce turn, Cătălina, avem straight flush draw. Foarte rar se întâmplă acolo lucrurile de genul acesta și Robert are șanse mari să câștige mâna dacă ar juca agresiv, de exemplu aici, însă alege să vadă river-ul, dar zeii pokerului sunt buni cu el și dau o pereche care va fi câștigătoare. Bătaie între cei doi Robert, pentru că Ștefan îl cheamă tot Robert Latiș, cel care a dat și call, dacă nu mă înșel, cu popă haia, a crezut că e bun după două cecuri, însă nu e cazul. Robert a dat de valoare un bet acolo cu șeptarul și uite că i-a mers. Și Robert Tone, de la Craiova, își face treaba și... Craiova, da. Din nou Craiova. Prieten cu domnul Bodoloacă, dacă nu mă înșel, nu? Da, Marian Bodoloacă, care a câștigat Midnight Poker-ul și a dus cecul acolo. Are șanse, Robert, să ducă cecul în seara asta, însă va fi dificil cu Sorin în dreapta lui, pentru că de obicei cei care aduc așa o karma pozitivă au șansele mai mari. Domnul Sorin, trebuie să recunoaștem că are și susținerea echipei. Are și susținerea echipei. Vorbim doar de susținerea morală, ca doar să fie toată lumea împăcată, morală. Să nu credeți că pentru că bossul e la masă se întâmplă ceva anormal aici, nu? Invitația vine din partea Opera Poker, care deține acest show și mi s-a părut de bun gust, pentru că domnul Sorin are o personalitate de care e aproape imposibil de ignorat. Dar are și o comunitate foarte mare. Da, și are o comunitate mare pe canalul de YouTube, da. 30.000 de followers și nu mai pomenesc de cei care sunt pe Instagram și pe pagina dumneavoastră, exact, de Facebook, unde bineînțeles să-l găsiți tot ca Sorin Constantinescu, cu numele lui. Și e păcat, de ce nu? El e imaginea pokerului live de peste 10 ani de zile, de când ne știm toți aici și ar fi fost păcat
păcat să nu l-avem invitat, în special pentru glumițele alea pe care nu pot să spun că sunt delicioase și câteodată strică din monotonia asta pe care o vedem, da, în care bad call, raise, s-a terminat mâna, nimeni nu râde, nimeni nu glumește, pokerul e serios, nu e chiar așa de serios, pokerul e de distracție în primul rând, și momentele alea picante în care se întâlnesc ca și cu dame și cu popi sunt interesante, dar mai interesante atunci când mai faci un bluff din ăla care nu e, să zicem, tehnic corect sau duce o mână sau mai distragi un pic atenția oamenilor de la două cărți. Călin mi-a povestit, nu știam care a fost cauza pentru care a ieșit așa repede săptămâna trecută și mi-a povestit în interviu că a făcut un bluff și l-am întrebat, ai mai face așa acum săptămâna? Și mi-a zis că da. Da? Aici vorbeam cu Mirela mai devreme, l-am întrebat, zic, ce se pare un pic timorat, Călin aici a ieșit pe locul 7 tura trecută, acum e calificat din nou din poziția 1, parcă n-ar vrea să iasă totuși din nou pe locul 7, nu? Vorbeam de mâna cu Noar, pe care nu știu dacă ai văzut-o, dar a avut Noar pe un board în care Dragoș de la poziția 3 flopase culoarea. Culoarea naț la as și Dragoș a avut câștig de cauză până la urmă. Credeam că o să-l văd blufând cu acei 9 ori pe Călin, dar am zis cu Mirel că siguranță nu vrea să iasă din nou pe poziția 7, ar fi un pic dezamăgitor. Dacă adică are și pe treabă. Poziția 7, cred că nu o să-l mai vedem de săptămâna viitoare. Zic, că nu cred că mai intră la satelit din nou și spune gata, nu mai vreau. Oricum, el nu are voie, să zicem, de acum să se califice decât în sezoanele următoare. Da. Care vor fi la toamnă. Peste 5 episoade. Da, peste 5 episoade terminăm cu sezoanele de primăvară, să zicem așa, și mai avem încă 12, nu? Programate în toamnă, unde ne vom revedea cu, de ce nu, cu Călin și cu alții ca el, care au mai fost la sezoanele începem trecute. Începem turneele mari. Și începem live. Turneele mari până atunci, da, aducem turnee de la site-uri pe care le-ați auzit de la domnul Sorin și pe care le puteți auzi de la dumnealui în interviul specific luat de Cătălina în începerea show-ului. Trebuie să recunosc că am avut emoții. Mereu, ai avut puține emoții, mereu am văzut. Mereu când am luat domnului Sorin interviu și la poker fest, la turnee și de fiecare dată când discutam cu dânsul, mereu am emoții, dar nu știu de ce. De ce? Doamne ferește, ați jucat poker vreodată la masă? Nu. Nu. Nu, dar o să-l provoc și îl provoc cu ocazia asta. Chiar mi-ar plăcea să joc cu dânsul la masă. Un heads up acolo să vedem ce șanse de câștigare valet 2-ul. Da? Ai văzut ce s-a întâmplat la turneu? Am văzut ce s-a întâmplat. Mulțumesc. Cred că m-au auzit pentru că, nu știu dacă ai auzit, dar acel mare campion, un jucător extraordinar de poker, a avut așa un ghinion, a ieșit din chip leader de ultimii 12-14, a ieșit afară pe locul 7 și nu i-a adus mare câștig. Chiar atunci, după mâinile alea în care lovise cu valet 2 acolo, cred că s-a terminat norocul. L-am pomenit noi, am spus, păi, cum să folosești mâna Cătălinei la asta, joc, nu ai voie, da? Nu ai voie. De fapt, trebuia să vină să-i fac un training, după ce prinzi valet 2 și câștigi, ce se întâmplă, nu mai joci. Știu, asta am spus și secretul. eu, e criminal. Între timp vedem iarăși un șesar dominat aici, de data aceasta Călin este cel care este dominat, însă Călin are un gutshot pe când Ștefan are absolut zero acolo, Ștefan fiind și cel din imagine, în dreapta ecranului, Robert Latiș de la Baia Mare, poziția 7, cel mai vârstnic participant în această dupămasă, care cu damă, hai, nu prea are cum să plătească acolo și e greu de câștigat. Spuneam și mai devreme, cum și Cătălina a făcut menționare și chiar și când a jucat și ea, dacă ești un pic agresiv, chiar dacă ai vale 2 în mână, poți câștiga mâna relativ ușor, să zicem, dacă știi să navighezi. Mai cu o glumită, mai cu un banc, un bet acolo la momentul potrivit și pacte au venit fisele în stack. E o strategie pe care o aplică unii care se descurcă cu această mină. Dacă stai acolo cu căștile pe urechi, cu culoarea în cap și nu joci decât H+, cum se spune, nu știu dacă o să ai cele mai mari șanse de câștig. Dar la masă de joc. Dar pe mine mă amuză, pentru că primesc foarte multe poze de la jucători, cel puțin de la turneele serioase. Da, serioase și de la Crețu, în care îmi trimit pozele că le vine valet 2 și ce fac, plătesc, dau. Spune-mi care e cel mai mare bluff pe care l-au făcut ei sau nu ți-au trimis. Spun un mic secret, că eu în turneele pe care le-am jucat mai importante, așa, am aruncat valet 2. Nu cred. Da. Ce trădare.
Da. Da. Bineînțeles, noi glumim, râdem, glumim, ne distrăm, dar Vale 2 nu e o mână extraordinară, însă dacă o joci cu agresiv și cu tupeu, cum se spune, de ce nu, poți câștiga un pot serios. Nu mi-ar fi jenă să joc dintr-o buție de heads-up între timp. Domnul Sorin, am văzut că a pierdut încă niște fise sau a câștigat. Nu am fost atent, însă văd că Dragoș e cel care... Bă, Robert Tone, scuze, din stânga lui, cu tricoul alb, este cel care... Craiova. Craiova, da, care își adună fisele. Bănuiesc că el avea acea as-dama acolo. Da. Cei care sunt, bineînțeles, prezenți și pe chatul de pe Facebook, de pe pagina noastră de Facebook, Popcorn Fest Tour, și spun acolo că e blat pe față, mai în glumă, mai în serios, că șeful câștigă, să știți că nu e așa. Șeful este invitat de Auto Top Poker, nu știe cărțile adversarilor, ar vrea, dar e cam dificil pentru că se află la foarte multă distanță de noi aici, însă nu cred că are nevoie de prea multe cărți. Karma, un pic de agresivitate și știința jocului pe care garantează tatuare, pentru că l-am văzut jucând la mese și nu este atât de nu e un jucător slab deloc. E, cred că e de ajuns în această seară și dacă oamenii sunt un pic timorați, cred că îi dau o șansă serioasă, să știi, să, da, să îi dai check-ul în această după masă seară. Am spus, eu chiar îmi doresc să-i dau check-ul domnului Constantinescu. În primul pentru rând, o cauza pe se care... duce la o cauză, da, nobilă, și, da, și la o cauză dublează. Care are nevoie. E, ar fi extraordinar. Mi-ar plăcea să văd acest gest, poate de la un viitor campion care nu e neapărat invitat special, poate care vine aici pentru show, să spunem, da, și care spune, uite, de ce să nu fac eu chestia asta? Jucătorii noștri care spun că ei vin doar să se distreze, da, și nu scot un cuvânt care la masă. Să se distreze și nu scot niciun cuvânt, câștigă cecul și sănătate la neamuri, cum se povestește, cum se spune. Și uite că aș vrea să văd un gest de genul acesta, de ce nu? Am câștigat Midnight Poker TV Show, am donat cecul, să zicem, la fondul de refugiați, că tot avem situația asta groaznică de la vecini, da, din Ucraina, sau am donat pentru o cauză nobilă, pentru cancer, pentru orice altceva, da, da, care da. Îi emoționează pe ei. Ar fi, cred că, o premieră, nu am auzit până acum de cineva la mine, no, Poker sau la Road to Vegas să facă acest lucru, dar întotdeauna mi se pare un gest enorm, un gest foarte generos și... spune multe despre omul care face acel gest. Băieții nu prea au cu ce juca, dacă vezi, Cătălina, Vale 3 nu se califică. Cred că trebuie să trecem la nivelul următor, să scoatem o nouă carte. Cum să jucați Vale 3 off? Da. Vale 2, Cătălina Tinescu pe Instagram, urmăriți, vă explică ea exact cum să jucați Vale 2. Să trecem la nivelul următor, Vale 3. Avem alte opțiuni, putem face forbet, putem blufa olin. Nu știu să joc cărțile și chiar... vorbesc foarte serios, as 3, as 4, care știu că pot să construiesc cu ei o chintă foarte frumoasă, dar parcă nu știu cum să le abordez de la început. Am un sfat extraordinar de bun pentru acest gen de cărți, la as 2, la as 5, să fie suited. Dacă nu sunt suited, adică suited de aceeași culoare, bineînțeles, pentru cei care nu vorbesc în limbajul englezesc de specific pokerului, dacă sunt de aceeași culoare, sunt mâini extraordinar de puternice și relativ ascunse, fac așa cum ai spus tu, chinta mai mică, roata, cum se numește, the wheel în limba engleză, jucate relativ agresiv, dar cu atenție, pentru că dacă vine un board în care nu ai lovit două perechi sau chintă și ai un as X pe board, e foarte ușor să fii dominat, trebuie să știi să și foldezi cu ele. Deci, jucate din aproape orice poziție agresiv, sunt mâini deghizate, să zicem, da? Însă e mai bine să nu confunzi as 4 cu as, de exemplu, cum are și Ionel aici în UTG și face un min raise, de dacă nu mă înșel, blindurile sunt 2500 cu 5000, călind din hijack, adică a treia poziție din dreapta butonului, alege să caute un al treilea șeptar. Robert, și el o mână puternică în mod normal, dar puțin știe că are de face cu aș. Asta va fi o mână pe care o să o urmărim și cu siguranță o vom tăia la montaj. Dumnezeule, ce bord! Aoleu, ce bord! Șeptarii sunt cea mai sigură mână aici, pentru că nu vor mai băga o singură fisă în pot, însă Robert Tone de la...
de la Craiova alege să dea lead. Nu știu cum e cu școala pokerului la Craiova, nu e un spot în care aș da lead, o să-l coste. Atât am de spus. O să-l coste. Ionel bine face și face slow play. Ionel este cel cu tricoul în dungi, cu ochelari, la poziția 6 la masă. Are cea mai bună mână și mai pune și flush draw la naț lui Robert, care mai vedem exact pe ecran mare, 18%, un spot groaznic. Dacă, cred că Craiova ori va pierde multe fise, ori va câștiga un pot foarte mare de senzație. Pe bună dreptate, ei sunt și vecini, dacă observăm big blind-ul lui Robert, care parează din nou 20.000. Ionel are o decizie aici, să facă slow play sau să se ducă all-in, mai are foarte puține fise în spate. Dacă s-a dus all-in, va fi cu siguranță plătit instant de Robert, nu are cum pasa, e imposibil să paseze. Are acel flash draw, are top pair, un kicker decent, nu-l văd vreodată, nu-l văd pasând vreodată pe Robertone. Da. Nu s-au schimbat cărțile. Doar dacă schimbă cărțile acum sau grafică greșește enorm, nu-l vând pasând vreodată. Deci este, mi se pare imposibil, dacă dă pasul acesta, nu mai, mă las de poker, ca să zic așa, n-are voie după aceste două lideri, deși pare foarte puternică linia pe care a luat-o Ionel cu acel call și acum all-in. Cred că bănuiește că e în spate, Robert, dar nu cred că are cum să dea pas, adică... Da? A dat call, s-a gândit un pic și a dat seama că e în spate, nu știe cât de în spate e. Și a dat seama că era și la televizor și nu putea să arunce cărțile. Nu are cum, e imposibil, chiar dacă știi și îți arată omul că ai aș, aproape că ai odds, matematic vorbind, depus 40.000 într-un pot de 200.000, aproape că ai odds, vedem că are 18%, deci avea nevoie de un 5-1 și avea acel 5-1, trebuie să dai call, măcar pentru acea neagră care te ajută, da? El are în acest moment, nu mai știu dacă șeptarii lui Călin aveau o neagră. Da, oleu, vine neagră! Și primul eliminat, dacă numărătoarea dealerului, eu te-l ce bucuros e Craiova, pe bună dreptate și eu m-aș bucura. Nu știu dacă cineva nu se poate bucura, un noroc fantastic pentru Robertone de la Craiova. Nu știu dacă și el donează banii, dar așa cum văd aici... Da, Craiova, nu știu ce să zic. Popă și pânăteam pus în culoare, adică... Da, domnul Sorin a încercat să analizeze un pic strategia lor. Pe el cu as, nu l-am pus nici un doiaș, l-am pus în as pop, as dam, as ceva. Da, și are mare dreptate. Se vede că avea o mână puternică și asta cred că a bănuit și Robert. Cătălina, era destul de evident acolo că după un call și apoi o lin pe turnul acela, as valet nu e chiar așa de bun, nu are cum să mai fie atât de bun. Însă, cum spun și fanii lui Robert pe canalul de YouTube, Robert Tone joacă responsabil. Sunt de acord cu ei. Nu știu dacă Craiova aș fi ales aceeași e cu noi. Linie, dar Craiova e cu noi aici. Responsabil a fost, să zicem... Ultimul cuvânt la care m-am gândit aici, însă nu prea avea cum să dea pas, se implicase deja în pot, avea prea puțin bani de pus în joc și cu o mână care părea din punctul lui de vedere una foarte puternică, ghinion groaznic pentru Ionel. Ionel Simion ne părăsește din poziția 7 aici la Midnight Poker TV Show. Îmi pare foarte rău să-l văd pierzând cu ași, dar cum spunea un prieten de meu, dacă nu cu ași, cu ce să pierzi la poker? Da. N-ai cum. Da? Măcar a pierdut frumos, a pierdut pe mâna cea mai bună și Andrei ne punctează foarte bine pe chatul de YouTube. Călin a scăpat de locul 7. Bine, Călin! Călin nu mai este eliminat pe locul 7, are ocazia să vină la deci locul... Deci o să vină și în celelalte sezoane. O să vină sezoane. Și în celelalte sezoane. A scăpat de ghinion, să zicem. Erau 200 oameni, să nu mai puteai să verifici. Da. În schimb, aici îl vedem pe... Robert Latiș, un play, Cătălina, pui că și-a pierdut răbdarea, poate, și-a, nu știu, am văzut un call de la celălalt Robert din small blind și Ștefan avea o opțiune aici, cu 9 blinduri sau 8 blinduri cât avea el, să vadă flopul gratis cu 8-4 off sau să dea all-in. Să știi că nu-mi displace enorm, pentru că Robert Tonel, acum l-am văzut noi jucând agresiv până acum, Cătălină, dacă avea o mână mai serioasă, cu siguranță l-aș fi pus all-in direct pe Robert Latiș, ceea ce înseamnă că nu are mâini foarte puternice în momentul în care dă call, acel limp de care vorbeam, da? Call la blind, cum a specificat cineva pe canalul de YouTube. Și atunci 8-4 are șanse, dacă să zicem Robert ar fi dat call cu un popă 8 acolo, un popă 9, un popă 10,
Are echitate foarte bună. 8-4 la Popa 10, are undeva la 35%. În primul rând că are șanse de fold, fold equity, cum se mai numește în poker. Și în al doilea rând, dacă primește call, are șansele lui. Are două cărți live, cum zicem noi, două cărți libere. Și era posibil să... să e posibil, adică, mi se pare o manevră, nu pare, pare foarte entuziasmată, să zicem, frumos, da, modest, un punt, cum a zice, dar nu este. Chiar e ok după un limb cu 8 blinduri, când te aștepți de la cel din dreapta ta să-ți dea all-in cu majoritatea mâinilor, înseamnă că ai mâna, are o mână foarte slabă și atunci merită să, să împingi potul. Așa ce că... a aruncat Ștefan Popovalet? Da, nu înțeleg nici eu, însă strategia lor diferă de ceea ce poate știm noi. Sau Craiova poate... nu se mai satură să strângă fisele. Craiova, la Craiova trag fisele. Un lucru e bun, nu le ia de la Sorin. Cel mai important lucru pentru noi aici, care ținem cu domnul Sorin. Și ne bucurăm să ia toate fisele Robert dacă se poate, mai puțin ale domnului Sorin, da. Și să vedem un heads-up, pentru că la heads-up lucrurile se vor schimba radical. La heads-up este jocul oricui. Am văzut răsturnări de situații dramatice și aici la mine Poker TV Show, dar și în general, în care de la un 2-3 blinduri cel care era în dezavantaj câștiga, așa că orice până la heads-up, asta e strategia oricui jucător de turneu, unde lucrurile sunt... se pot schimba oricând. Bun, tocmai povesteam mai devreme, Cătălina, că n-am avut mâini extraordinare. Uite că am avut aș băgat banii cu 82% în față și ieșit la bad beat pe river, însă Răzvan are o mână extraordinar de puternică cu care mărește binișor potul. Vedem acolo că a băgat 26.000, un sfert din stack-ul lui. Nu cred că există cineva care să-l plătească, nici măcar Robert la Craiova, care vrea să vadă din nou flopul. Nu le mai ajunge la Craiova cu banii și cu fisele acolo. Vor să vadă toate flopurile cu vale 700. Nu e exact ca cumpărătorul care s-a dus după ulei. Exact, și nu e cea mai bună strategie. Mai degrabă. Și speculează. Am pierdut povestea. Da, am pierdut povestea, însă am lăsat acolo jocul să curgă natural, să zicem. O să avem plăcerea să mai ascultăm câteva povestiri de la domnul Sorin, cu siguranță. Știi că n-am nicio ghicitoare. N-ai nicio ghicitoare? Nu, dar unde, unde e fabulosul Toto, așa zis Tokyo, Toto, care îmi pare cheamă rău. Tokyo, îmi cer scuze pentru cei care v-ați uitat live tura trecută. Nu știam exact, eu l-am botezat Toto, mi-asum, cred că îi se potrivește și Toto și avea Tokyo. Avea față de Toto. Avea față de Toto, da, nu? Și da, era atât Toto de drăguț, mie chiar mi-e dor de el, iubesc căței. Vale 2, nu se poate, Dragoș, TV trebuie să joci Dragoș, vino la un coaching aici în spate la noi să-ți explicăm cum se joacă Vale 2, cu siguranță nu așa aruncând atât de repede o mână atât cu de puternică. Cu nonșalanță, da, o mână care e bună și la blackjack, e bună. Sincer, și la poker. Mi-ar fi plăcut să avem posibilitatea să vedem măcar flop-ul. Măcar flop-ul, nu? Da. Ar fi costat cam multe fise, dacă am văzut eu bine acolo, că Robert l-a și-a împins Olin. Fără fise... cum se mai întâmplă la jocurile acasă? Știi cum se numește? Hai, dăm și vânătoare de iepuraș, așa se numește la poker. Asta când vrei de să vezi flop-ul fără... De fapt, așa pe 8-8-8 e iepurașul ăla. Da, pe 8-8-8 au băgat de curând un feature nou, o opțiune nouă, în care dacă dai un simplu click de mouse, poți vedea cărțile care ți-ar fi venit. Pentru cei care sunt curioși, care, să zicem, au foldat o pereche pe dama 9-3 și au foldat 5-ar, vreau să vadă, oare prindeau acel 5-ar sau prindeau acea chintă. Și eu, e foarte interesant. Dar te e mai bine distrez. Să te uiți, să vezi, nu știu. Depinde cum privești lucrurile. Dacă nu te influențează, sigur, poți să privești de distracție, să spunem. Nu are niciun efect. Un prieten spunea că e un free roll negativ, adică nu câștigi nimic din a vedea bordul, ba, dimpotrivă, dacă îți venea, să zicem în ghilimele, te supără și mai tare și poate te influențează la mâna viitoare. De asta spun, dacă nu te influențează, poți vedea toate cărțile din pachet. Dacă te influențează, mai bine nu. Mai bine lași soarta să-și, să curgă natural, să zicem.
impresionat acum. Povestea. Dan Carabină te felicită aici, spune ce frumoasă este domnișoara. Domnișoara Cătălina este cea mai frumoasă, în special și pentru soțul ei, Valeriu. Mereu spune lucrul ăsta, mereu echipa mea mă susține. Pe echipa ta te susține, echipa de acasă te susține cel mai mult, cu siguranță, în primul rând, Valeriu, pe care îl cunosc și care a fost aici prezent și da. Tu, Cătălina, ați făcut concurs, să aducem aminte oamenilor, ați făcut concurs care termină mai bine înainte. Și bineînțeles, Cătălina a ieșit câștigătoare. Pe locul chiar cu Mirel 3. Am jucat. Pe locul 3 și a întins și acea capcană în care a căzut Mirel foarte ușor, da, cu Popa Bolet. Da. Mi-a plăcut, felicitări acolo, te-am felicitat și atunci și acum. A fost un joc foarte, foarte bun. Îmi pare rău, pentru că atunci când am jucat nu eram atentă la sfaturile tale. Sau nu... E greu. Dar cu siguranță acum dacă aș mai juca... Ori ies prima, fac exact ori câștigi. Ori câștig. Să vedem ce face Sorin, în schimb, aici, pentru că are o mică problemă, să spunem, de kicker. As 400 contra As Popă. O, da, ce întâlnire, Cătălina, Cătălina. Karma. Olin. Și îl avem la risc pe domnul Sorin contra celui de care vorbeam mai devreme, Robertson de la Craiova. Cine este la masă, Didi? Este la masă? Cred că este Didi, dilărița noastră, cunoscută la masă. Șanse mari pentru domnul Sorin. Vedem 50-50. Adică domnul Sorin pleacă la egalitate aici. Și să vedem cum stăm cu carourile. Uite-te în stâng, în susul ecranului, câte auturi, o imensitate de auturi, culoare, backdoor de chintă, pătrarul. S-au mai redus, din păcate, doar un 4 sau un caro pentru domnul Sorin. Haide, Karma, să vedem aici un 4 sau un caro. No, din păcate, îl pierdem pe domnul Sorin pe poziția 6. E trist pentru noi, dar mare bucurie, pentru că 250 de dolari ori 2, 500 de dolari se vor duce la o fundație caritabilă. Orice bănuț contează pentru un gest de genul acesta, de generozitatea acesta. Mulțumim domnului Sorin Constantinescu, cu siguranță va veni alături de mine și îl vom întreba de proiectele lui și de cum s-a simțit la masă și cum a văzut jucătorii. Din păcate îl pierdem pe poziția 6. Da, și Robert Tone, de departe, chip leaderul nostru în această dupămasă, a luat fișele lui Ionel, a luat fișele și lui Sorin, are un stack imens în acest moment. Bine ai venit, Sorine! Scurtă, din păcate, ți-ai băgat banii extraordinar de bine. Și n-a vrut să fie, tocmai povesteam cât de bună karma ai avut, câte cărți frumoase ai avut, ai jucat foarte bine, dar niște pasuri extraordinare. Și ce s-a întâmplat? Unde e caroul ăla? Un 4, un carou, un chint acolo, tot pachetul era cu tine acolo. Am fost unlucky astăzi, dar a fost fain, adică nici nu vreau să-i agresez pe băieți prea tare. Am fost unlucky astăzi, nici n-am vrut să-i agresez pe băieți prea tare, că suntem gazde așa și am zis să joc la bunul simț, adică nu... S-a văzut și cred că au apreciat băieții. Nu m-au ajutat cărțile prea mult, adică în condiții normale, dacă nu eram gazdă, mai făceam niște blafuri. Ai văzut câte serii de 4-5, de 5-7, de 3-8, dar corect. Așa am zis să joc la bunul simț, să nu fac... A ieșit bine, mi-a plăcut acele folduri foarte bune pe care le-a dat la început, cu o perechi serioase, să zicem, și nu știu dacă ai reușit să-i distrezi pe băieți așa cum ți-ai propus de la început. A fost, păi, eu m-am străduit, dar e foarte greu să... Să-i antrenezi. Antrenezi, da, pentru că oamenii, na, oricum se concentrează, sunt pragurile mari, sunt... Uite cât de bine s-au concentrat, că deja sunt all-in, băieții nu vor să mai aștepte jumatea show-ului, așa cum promiteam la început, când spuneam că două ore jucăm serios și apoi începe eliminările. Și uite că Damo 5 și-a băgat banii contra 9-8 aici. Și Robert Latiș, Ștefan Latiș de la Baia Mare are nevoie de ajutor aici, pentru că Robertone, Craiova,
Oh, și vine, îi vine ajutorul. Baia Mare deocamdată 1-0 cu Craiova. Mai pierde ceva din stacul ăla imens pe care îl are Tone. Dar nu e semnificativ, adică n-avea multe fise. Nu, 30.000 înseamnă, dacă nu mă înșel, 5 blinduri. 5 blinduri, da, da, da. La 3 5 blinduri la 3 cu 6, da. Da, și mai supraviețuiește un pic domnul Tone. Însă nu cred că l-a deranjat foarte tare pe domnul Lati, și am vrut să spun, nu cred că l-a deranjat foarte tare pe Robert Tone de la Craiova, ci liderul nostru din imagine. Joacă în continuare responsabil, așa cum îi spuneau fanii lui pe canalul de YouTube, și cu siguranță îl vedem aici cu prima șansă la top 3 măcar. Ștefan Cristian se află pe chatul de la Hold'em România și spune că vă salută, locul 7 din calificare. Îmi pare rău, Cristiane. Te rog frumos, nu uita, mâine de la ora 8 ai o nouă șansă pe 888poker.ro, satelitul de $5 cu $1000 garantați. Și dacă nu mai ești pe locul 7 și ajungi în primii 6, te vedem joia viitoare, 24 martie, aici la Poker Room, Piața Alba Iulia numărul 2 în București, unde organizăm atât de multe turnee și jocuri de cash, bineînțeles. Și vom fi live de la ora 2 cu echipa Buff Media pe canalele noastre, unde ne urmăriți și în acest moment, canalul de YouTube Pokerfest România, pe pagina de Facebook 888poker.ro, pagina de Facebook Pokerfest Tour și pagina de Hold'em România, bineînțeles. Și astăzi în premieră și pe canalul domnului Constantinescu de YouTube. Mână între Călin, calificatul în premier la episoade consecutive la Midnight Poker TV Show, și bineînțeles chip leaderul mesei, care lovește cum se poate altfel topperul și îl și pariază. Călin nu are cu ce continua aici, doar o damă hai, e puțin prea puțin, să zicem, și alege să-și conserve stacul și fisele. A scăpat de ghinion pe care l-a avut tura trecută, când a ieșit pe locul 7, venea cu toate speranțele, venise, deja se calificase Sorin, el a mai fost, a venit pe poziția 3. Deci jucător fidel. Jucător fidel, mare fan al Midnight Poker TV și super regular aici la Poker Room. Îl vedem des în jocurile de turneu, cel puțin și de cash, și i-a părut tare rău, a plecat foarte dezamăgit, însă bucurie mare când s-a calificat de pe poziția 1 și o premieră, evident, pentru că cei de la 888 Poker, cum bine știi, au relaxat regulile, și de ce nu să avem multipli campioni, ca așa cum se vede exact, la toate exact. Evenimentele mari, nu? La EPT-uri, la WPT-uri, la WSOP, avem multipli campioni, de ce să nu avem și la Midnight Poker? Deci, după cum știți, la fiecare 6 ediții puteți să participați din nou. Nu mai este regula aia că dacă ați fost toată la masa finală sau la masa televizată sau la masa de show, nu mai aveți voie să participați cum era înainte. Din 6 ediții puteți din nou să veniți aici și să... O dată pe sezon aveți șansa să fiți campion Midnight Poker TV Show și, bineînțeles, mai aveți încă 2 șanse, pentru că avem încă 12 episoade programate pentru toamna anului acesta. Exact. Între timp am înțeles că avem o grămadă de turnee mari. O grămadă de turnee mari avem, da. Începând din luna mai la Sheraton, începem cu turneul ăsta care trebuia să-l facem, că erau 10 ani de Pokerfest anul trecut și din cauza pandemiei l-am anulat de vreo 2 ori, și acum o să facem turneul aniversar Pokerfest, o să vină 100 de israelieni care sunt confirmați deja, și după aia o să facem cu toate camerele astea mari de poker, Poker Stars-ul cu Gigi Poker-ul, cu 888-ul, Unibet-ul, încă nu sunt hotărâți dacă încep sau nu încep, dar cu restul, deci o să avem cel puțin 4-5 turnee majore anul ăsta, ceea ce e foarte, foarte bine pentru pokerul românesc. Pentru pokerul românesc. Și o să mai avem o serie locală cu Poker Stars-ul, pe lângă Eureka, pe care o să-l facem în iulie cu Poker Stars-ul, o să avem o serie locală, am vorbit deja cu cluburile din țară, și o să avem sateliți pe Poker Stars, o dată pe lună la Iași, o dată pe lună la Cluj, o dată pe lună la Timișoara, o să avem un Poker Stars local, o să se numească. Excelent. Și ce se întâmplă cu cei care câștigă turneele locale? Pleacă mai departe undeva? Da, o să primească un pachet pentru un Eureka sau un EPT, sau acum era Laura cu ei pe Polo. Extraordinar. Da, e o treabă bună pentru pokerul românesc, mai ales după perioada asta de 2 ani de pauză, când lumea, toată lumea a fost dornică, da, s-au jucat numai în tripourile astea, între ghilimele, între
home game-urile astea. Jocurile unde nu știu... private se numesc. Da, jocuri private, dar nu toată lumea e cinstită la jocurile private. Unii, tu știi ce se întâmplă acolo, tot felul de nenorociri și a fost și poliția, și mascații, și droguri. Și da, nu, alte... e bine să fim într-un ansamblu legal, într-un cadru legal și de ce nu să fie în siguranță să vină să-ți facă exact, plăcere. Exact, pentru așa că jucătorii e... protejat, adică exact, în momentul să când... se distreze, nu până la urmă, nu vine să-și fie frică că și-a una exact, în cap sau că pierde exact, banii, nu? Da. Pe care i-a investit și, bineînțeles, se teamă pentru viața lui, Doamne ferește. E păcat. Între timp vedem aici o mână relativ mare pentru mâinile pe care le au cei doi. Călin deschide agresiv din buton cu As-4 și primește un simplu call de la Răzvan. Răzvan care avea opțiuni și de shove direct de acolo cu 15 blinduri ale lui. Pătrarii sau în general perechile mici împotriva unui raise din buton sunt... îndreptățite să-și bage toți banii acolo la un stack atât de mic. Răzvan nu o face și e pedepsit imediat de C-bet-ul lui Călin, de continuation bet-ul, acel bet care urmează raise-ului preflop, și pierde potul cu mâna mai bună. Nu e cea mai bună strategie pentru el. Vedem în momentul acesta că e pe ultimul loc în clasament. La polul opus, Robertone de la Craiova are aproape 3 stack-uri de start aici la Midnight Poker TV. Vă aduc aminte că sunt 7 ori 100.000, 700.000 de fise. Blindurile sunt 3 cu 6.000, ceea ce înseamnă că în acest moment cu cei 5 jucători romași avem undeva la un stack mediu de 20 de blinduri, un pic peste 20 de blinduri. Este încă loc de joc, însă în vreo câteva niveluri vom avea blinduri uriașe și și va fi loc de scântei, să zicem. Vreau să te întreb, Tudor, că tu ai urmărit jocul meu. N-am mai jucat de 2 ani deloc, nici live, nici online, că nu sunt jucător, mă știi, că sunt așa, amator și joc pentru socializare. Ce mâine am greșit sau ce trebuia să, ce ai fi făcut tu în locul meu? Ce decizie ai fi luat? Am o singură mână la care aș fi luat o decizie greșită, decizie diferită. greșită, evident, pentru că am văzut rezultatele jocului, dar am văzut numai niște folduri incredibile de bune de la tine, Sorine, și mi-au plăcut, m-au surprins, tocmai pentru că știu că nu ești un jucător profesionist și poate un jucător amator ar fi vrut să mai vadă un turn, un river. Mi-a plăcut foarte mult acele două folduri cu a doua pereche. Singura decizie pe care aș fi luat-o diferit este al treilea call pe care l-a dat din small blind cu as-dama off, unde mi-ar fi plăcut. As-dama nu joacă foarte bine nici în afara poziției, nici în poturi cu mulți oameni și mi-ar fi plăcut să izolez acolo, cum se numește, să faci un squeeze, se spune. Poate all-in, poate un simplu raise și să izolez măcar să fii cu cineva heads up, evident cu o mână foarte bună, cu un avantaj, dar să fii în special heads up și de ce nu să fi câștigat și ai fi câștigat în acel moment potul preflop. Asta e, cred că e singura mână pe care aș fi jucat-o diferit, iar la As-4, As-Popă, oricine știe să joace acolo, acolo banii se bagă automat, ba dimpotrivă, cred că ai cele mai mari șanse cu As-4. Da, am avut o grămadă de outs-uri. Versus majoritatea mâinilor, dacă nu are omul fix As-Popă sau fix un set acolo, stai foarte bine cu acela As-4. Înțeles. Ghinionul însă a făcut că ați poput să țină. Și pokerul e ca orice sport. Dacă nu te antrenezi, nu mai poți să alergi tot stadionul de 3 ture. Eu n-am mai jucat de 2 ani deloc, nici live, nici online, nici nimic așa. Nu, e dificil fără antrenament și parcă un pic te simți în aer, exact, să zicem. Da. Îți trebuie antrenament la poker, însă dacă vii să te distrezi, dacă vii să promovezi și să facem lucruri mărețe, nu exact, legate da, de strategia ideea, pokerului, atunci e foarte ok. Da. Băieții noștri au uitat de glume, au uitat de bancuri și se joacă la nivel înalt aici, foarte serios. Foarte serios, da. Călin însă e capitan la masă, aș putea spune, deși Robert ar trebui să fie chip leaderul nostru de la Craiova. Găsește tot felul de mâini decente, dar nu premium, și agresează pe cei de la masă. Îți protejează poziția a doua în clasament, după chip leader-ul de la masă din locul 4, Robertone de la Craiova cu tricou alb. El are al doilea stack, aproape 25 de blinduri și calificatul nostru în episoade consecutive are o șansă bună să facă din nou măcar un top 3 și de ce nu să-și îmbunătățească cea mai bună clasificare la Midnight Poker TV Show cu un titlu de campion și cu cecul de $3.000.
cred că n-am avut niciodată așa diversitate locală, să zic, la masă, adică din toate zonele țării, din toate, de la din Oltenia până în... De, e incredibil. N-au fost doi jucători din același oraș, exact. Din aceeași zonă a țării. E, cred că e prima dată, dacă nu vă amintesc, că aici Ștefan sau Robert Latiș, în imagine în acest moment, vine tocmai de la Baia Mare, apoi Ionel Simion a venit de la Făgăraș, din centrul țării, urmat de, bineînțeles, cipridorul nostru Robert Tone de la Craiova, domnul Sorin de la București, da. Călin, cel calificat adoptat de două ori, București. Adoptat în București, domnul Călin, calificatul nostru de două ori, vine și el tot din București, și apoi îl avem pe Dragoș de la Drobeta Turnu Severin, nu cred că am avut vreodată pe cineva de acolo. Parcă da, mai, nu mai mi-aduc aminte, dar parcă mai fost cineva, nu mai e țin greu, minte. Au fost atât de multe episoade, atât de multe episoade, cred că am cuprins greu toată țara, de la Suceava până la Arad. Da, și mai avem iarăși cel cu hanorac negru, să-i spunem, la poziția 3, de la Curtea de Argeș. Da. Chiar o diversitate, niciodată nu cred că s-a întâmplat să fie atât de mulți jucători din orașe diferite, din zone diferite. Asta e foarte bine, asta e foarte bine, pentru că se promovează pokerul peste tot, în toată țara, fiecare dintre ei sigur are niște prieteni cu care joacă acasă sau la home game sau la club, da? Sau la ceva care îi susțin și... Și se bucură și zice, bă, hai să ne calificăm, hai să ne calificăm și noi, calificăm și, noi poker, și uite că e pe bune. Dacă... Tine la televizor, exact, nu? Dacă s-a calificat amicul nostru, înseamnă că e pe bune și nu... Da, aici pe bune și șmecherie, știi? Fiecare are șansa asta, exact. Și bineînțeles, acel satelit este în fiecare săptămână la ora 8, 888poker.ro, $5 vă costă. Vorbim de $5, adică nu e o sumă... E o sumă, nici un pachet de țigări, să zicem. Exact. Nu facem promoție la țigări și la alcool, dar nici măcar un pachet de țigări nu-ți cumpe cu $5. $5 vă costă ca să ajungeți aici, la turneul ăsta de, exact. De poker. Exact, și în primul rând ai șansa să te distrezi live la TV și doi la mână să câștigi niște bani foarte frumoși. Exact, da? Nu mai locul vorbim... 3.000 de euro, nu? $3.000, da. Cam același lucru. Locul 2, 2000. Locul 2, 2000, locul 3, 1000 de dolari. Și apoi trecem la sume deloc de neglijat. 750, 500, 250. Și bineînțeles, toată lumea e plătită aici la Poker TV Show. Locul 7 e $200, da? Deci deloc de ignorat. Ți-ai plătit și tripul și ai loc să scoți și soția sau prietena, exact, la o cină în oraș. Călin, agresiv aici, uite că primește un... Olin foarte agresiv, unde, în schimb, Răzvan lovise tot pachetul din nou aici, avea un straight flush draw, un valet 10 pe popă 9 de negru, popă 9 2 de negru, cu valet 10 de negru. Răzvan era gata să știște toate fisele, Călin însă cu doar a doua pereche, fără un kicker prea bun, nu are cu ce să-l plătească și... Din nou aș putea spune că un ușor ghinion pentru Călin Tatulea din București, se găsește în spoturile astea în care se lovește practic de top of the range, da? De cele mai bune mâini pe care le-ar putea avea adversarul acolo. La asta mă refer când spun ghinion pentru el, dar fanii lui să nu aibă frică, să spunem, încă are un stack bun, are peste 10 blinduri, are o șansă în continuare atâta timp cât este aici la masă, la Midnight Poker TV Show, aici la Poker Room, în Piața Alba Iulia numărul 2 din București. Am înțeles că s-a deschis și la voi la Iași, din nou clubul, nu? Acum, din întâi, nu? Da. Mi-a zis Laura că acum cu... Poker Arena, pentru fanii pokerului live din Iași, este din nou în acțiune, da? Și la Timișoara. Și înțeleg că acolo se va juca etapa una din etapă, da? de la... Bun, înseamnă că și dacă ajungem în tot circuit, ajungem și la Timișoara, care deschidere la Timișoara, undeva la finalul lunii, dacă nu mă înșel. Da, și la Cluj, și la Iași, cam astea trei. Și la Iași, extraordinar, înseamnă că din toate colțurile țării vom avea turnee fabuloase de live, de poker live, așa că aviz amatorilor, nu trebuie să faceți neapărat deplasarea la București, să plătiți hotel, transport și toate alea, ci venim noi la voi, da? Și Poker Fest România va aduce toate aceste turnee acolo, pe scena locală de poker live. Dulca Marius ne întreabă pe pagina de Facebook 888poker.ro dacă a încercat de două ori și nu s-a calificat, a treia oară o fi cu noroc, cu siguranță. Clar. Cu siguranță. Dulca, noi suntem mari încrezători, în a treia oară am văzut multe lucruri întâmplându-se aici la Midnight Poker TV Show a treia oară și cu foarte mult succes, așa că surăm succes mâine de la 8, $5, satelitul are $1000 garantat, tot ce trebuie să faci să ieși în primii 6 și te vom avea aici, în fața ecranelor voastre, la live joi de la ora 2.
Între timp, Dragoș din Small Blind câștigă mâna contra perechei lui Răzvan din buton. Un câștig, aș putea spune, pentru că altfel un col la Olin aici ar fi fost un simplu flip și întotdeauna e bine când a 10 foldează o pereche acolo. Salutări lui Daniel, care tocmai a intrat aici la livestream-ul nostru, la transmisiunea noastră în direct de la Midnight Poker TV Show. Salutare Daniel Oprea pe canalul de YouTube, facem foarte bine. Suntem aici alături de cei 5 rămași la primul episod din noul sezon, sezonul 5 la Midnight Poker TV Show, show-ul vostru de poker live la TV, oferit de 888 Poker și Poker Fest România. Călin are un monstru de mână și tura asta nu acceptă să mai fie ghinionist și împinge toate fisele, acele 11 blinduri are lui. Să vedem dacă găsește pe cineva să plătească. Ștefan are o decizie în Big Blind. Robert Latiș sau Stefan Latiș de la Baia Mare, în dreapta ecranului, are o pereche, o pereche de 5 ari. Să facă sau nu acel gamble, să-și ia sau nu acel flip. Încearcă să decidă dacă va crede că este la flip, adică are 50-50% șanse, va da call. Dacă nu și crede că adversarul sau poate împinge perechi mai bune de 5 ani, le aruncă chiar pe față și într-adevăr asta decide, nu e de ajuns o pereche de 5 ani, poate i-ar fi trebuit acea fabuloasă pereche de 8 ani aici, foarte cunoscută la 888 Midnight Poker TV Show, care are foarte mult succes și nimic nu este aranjat, să zicem, însă avem un participant la sateliții noștri care spune că întotdeauna a dat tot ce a putut în satelitul de calificare și cel mai bine și pe poziția 8. Nu pot să-ți urez decât mult noroc mâine seară când ne spui că vei participa din nou și ție care te uiți în acest moment poate la B1 TV și ai vrea să încerci să te afli și tu în fața camerelor de luat vederi, de ce nu? Ai o șansă mâine, vineri, 18 martie la ora 20 pe clientul de poker 888poker.ro. $5 îți trebuie și poți avea și tu o șansă de calificare. Se pare că Sorin Călin e tarturul mesei pentru că băieții tocmai i-au dat fast, tocmai până la Big Blind-ul lui. Au învățat că adversarul lor joacă foarte agresiv și preferă să nu se implice cu el decât cu mâini foarte bune. Pentru cei care ne urmăriți și poate veți să revedeți anumite faze de la joc și anumite mâini mai mari sau strategia cu care au jucat fiecare, puteți să găsiți aceste episoade integral atât pe pagina noastră de Facebook Poker Fest Tour 888 Poker Road, dar și pe canalul de YouTube Poker Fest România. Bineînțeles, acolo veți regăsi și diferite clipuri cu mâinile foarte, foarte interesante sau întâlnirile foarte picante de la Midnight Poker TV Show din toate episoadele și bineînțeles clipuri cu interviurile participanților și ale campionilor Midnight Poker TV Show. Între timp, o nouă mână între Răzvan și Robert, chip leaderul de la masă. Răzvan lovește o mână care s-ar putea să se ducă all-in. A, și asta chiar și face, se duce direct all-in. Are perechea de cea mai mică, perechea de doiar, dar asul acela de roșu face toată diferența. Draw-ul de culoare nuts cu care își împinge banii și îl găsește pe Robert cu top pair și un draw, dar mai mic de culoare. Îl găsește acasă. Îl găsește acasă într-un fel sau altul, însă ca la tine, șansele sunt 50-50. 50, normal. Așa că fiecare acum are pumnii strânși și speră să vedem dacă Craiova, așa cum spune Cătălina, are în continuare noroc sau trebuie doar să-i țină. Nu vrea să vadă roșii, nu vrea să vadă doi, nu vrea să vadă as. Până aici, bine, river-ul întotdeauna e cel care decide soarta jucătorilor. To be or not to be. To be or not to be a heart, an ace or a deuce, cum se zice. Na, și avem o nouă eliminare, banii la Craiova momentan.
Răzvan ne părăsește de pe poziția 2 la masă. Răzvan Morar de la Drobeta Turnul Severin se întoarce cu 500 de dolari, nimic pierdut pentru el. Nu se mai dă mână. Și o să intrăm în pauză. Acea pauză de 15 minute. Nu plecați nicăieri, mergeți să vă luați niște popcorn, un suc și vă așteptăm. Vă așteptăm după 15 minute. Alături de mine, domnul Sorin Constantinescu, invitatul special pentru ediția din seara asta. Bine ați venit la masă. Din spate de la comentarii, din spate de la birou, astăzi jucați live. Aveți emoții? Mari. Ce? N-am nicio emoție, îți dai seama. Nu, am vrut de mult să joc de vreun an de zile, dar cât timp a fost restricție cu mască, tu știi că nu suport masca și n-am purtat niciodată mască în timpul pandemiei și am așteptat să dea măștile jos ca să pot să vin să joc și eu ca oamenii. Eu știu sigur că am 90% că o să luați cecul. Aoleu, dar pleacă băieții ăștia, nu mai joacă niciunul dacă aud chestia asta. Nu, dar ce o să faceți cu banii? Păi, după cum am declarat când am fost întrebat, o să donez toți banii, numai că îi donez, dar și dublez. Adică, indiferent ce sumă câștig, că ies pe locul ultimul sau ies pe locul 10 și au 3.000 de euro, o să mai pun 3.000 de euro din buzunar și o să-i donez într-un scop caritabil pe care o să-l fac public și cunoscut. Domnul Sorin, acum că a trecut pandemia, ce surprize ne așteaptă în anul 2022 la PokerFest? Păi avem cel puțin 4 turnee confirmate cu PokerStars, avem Eureka în iulie, avem cu 888-ul cel puțin un turneu, dacă nu două, avem cu Gigi Pokerul prin toamnă, prin octombrie-noiembrie, deci o să avem turnee mari cum erau pe vremuri înainte de pandemie, o să reluăm seria turneelor mari, începem cu luna mai și o să avem mai, iunie, iulie, august, probabil, septembrie, adică cel puțin între 4 și 6 turnee majore europene cu sateliți internaționali și cu tot ce trebuie. Și vreau să vă întreb, pentru că ieri am pus un story și foarte multă lume mi-a spus să vă întreb, de ce v-ați apucat de vlog, de YouTube? Aveți foarte mulți urmăritori și toată lumea vă felicită și eu am primit personal pe contul meu felicitări. De ce YouTube? M-am apucat de YouTube pentru că am văzut mizeria care se întâmplă la televizor și cum frica asta care o bagă oase, începând cu pandemia asta, când arătau isolete din 2 minute și morți pe la morți și nu știu ce, și acum și cu războiul ăsta, și nu e ok ca oamenii să trăiască într-o stare de asta de panică și de frică, și YouTube-ul e mult mai diversificat și poți să faci educație pe YouTube. Eu am făcut 30.000 de abonați în 6 luni, în 6 luni și ceva. Un YouTuber normal face cam 10.000 de abonați într-un an. Deci se vede că oamenilor le-a plăcut conținutul pe care l-am făcut eu, atât din călătorii, cât și din sfaturi de afaceri, și din cauza asta a crescut și mă bucur, chiar dacă la un singur om mi-am schimbat viața în ăștia 29.000, eu sunt foarte fericit și mi-a atins scopul. YouTube-ul este o chestie foarte, foarte diversă și poți să vezi acolo, de la tutoriale de gătit, la călătorii, la filozofie, la matematică, la absolut orice domeniu, e mult mai divers decât să te uiți la știri la televizor, unde din 2-2 secunde breaking news, aceste imagini vă pot afecta emoțional și te duci cu capul, adică nebunești. Adică au fost acum niște fake news-uri îngrozitoare. Am un amic care este medic și îmi spunea că într-o săptămână i-au venit 17 cazuri de atacuri de panică la spital cu oameni care s-au uitat la televizor. Adică nu e ok. Și atunci YouTube e alternativă pentru televizor și îi sfătuiesc pe toți să treacă pe YouTube. Nu neapărat la mine, dar să se uite că sunt o grămadă de chestii foarte... De la tutoriale de poker până la tutoriale de gătit. Dar e greu în ziua noastră să faci YouTube? Ce-ți trebuie? Trebuie să ai conținut, Cătălin. Adică am văzut foarte mulți vloggeri care să mire, domnule, am YouTube de 2 ani de zile și am 1000 de abonați. Păi trebuie să ai conținut, că dacă te duci numai pe stradă cu telefonul și zici, uite o clădire, uite o masă, uite o casă, uite un pom, uite un om. Și foarte mulți YouTuberi, mai ales ăștia de treabă, au tendința de a se plimba prin aceleași locuri. Și atunci omul se uite la mine, se uite la tine, se uite la încă unul, dacă vede aceleași locuri. Și atunci eu am încercat puțin să diversific și am luat câte un ghid după mine. Aici în România am luat pe Damian Anfile, care este o enciclopedie, l-ai văzut și tu în istorie, și ne-am plimbat prin București, clădiri vechi, nu știu ce, am fost la Londra, am luat un ghid profesionist și am plimbat prin Londra, am fost în Israel, am luat un ghid profesionist și ne-am plimbat prin tot Israelul și am văzut și de la locurile sfinte, nu neapărat, n-am făcut un trip religios, cultură,
religie, istorie, culinar, am vorbit de mâncare, de ce mâncare se mănâncă în Middle East, adică diversificare, asta e foarte, foarte important. Și atunci asta îți asigură succesul, să ai conținut la un canal. Deci când acum lumea a văzut, domnule, să câștigă din YouTube, l-am văzut eu pe nu știu cine, ăla, cum îl cheamă, Țancă, Uraganul sau pe, nu știu, Dorian Popa sau nu știu, că au milioane și că câți bani fac să plimbă cu Ferrari, să nu știu ce, nu-i la YouTube. Adică, și nu pot să, adică, pardon, dacă vrei să faci bani din YouTube, trebuie să, oamenii care se uită la tine să aibă bani. Adică YouTube-ul are un algoritm de calcul, el știe ce oameni se uită la tine. Dacă oamenii ăia sunt puști care n-au bani, nu-ți trimite bani. Dacă sunt oameni care au un venit mediu sau peste medie sau un venit ok, atunci automat, adică nu neapărat dacă ai 1 milion de vizualizări sau de abonați, ai bani mai mult decât unul care are 100.000 sau ceva. Nu ăsta e criteriul. Cu câți abonați mai mulți ai, cu atât ai mai mulți bani sau se câștigă. Și mulți se apucă de YouTube, asta am făcut o paranteză, zicând că, domnule, ce o să mă îmbogățesc, că e simplu, îmi iau un telefon, îmi iau un gimbal de la, mă prind pe stradă și vin milioanele și vin banii. Nu e așa, adică trebuie să știi un pic, să ai conținut și să ai un pic de talent. Eu sunt atehnic pentru că am o vârstă, am 55 de ani, nu mai știu să butonez așa de bine la calculatoare. Sau asta, sunt depășit puțin de tehnologie, dar am un program de editare, pur și simplu lipesc filmulețe. Probabil că de-aia și le place la oameni să uite la mine, că nu editez foarte mult și nu... Dar sunteți foarte real. Foarte exact, real. Asta cred că asta contează foarte oamenii mult și educația la... pe care o oferiți. Oamenii când se uită la tine își dau seama imediat dacă vrei să pare altceva decât ești. Dacă cu cât ești mai natural și cu cât ești mai real, cu atâta succesul e garantat. Cu siguranță o să ajunge să luați și butonul de la YouTube. Pentru că, într-adevăr, ar persoane care îndrumă și în continuare încearcă să educe lumea și mai ales tineretul din ziua de astăzi. O întrebare mai am pentru dumneavoastră, restul întrebărilor vor veni pe parcursul emisiunii. Nu v-am întrebat și am primit foarte întrebări. Cum ați început dumneavoastră să jucați poker? Păi eram în clasa 5-6, eram în sat, județul Arad, la, lângă Ineu, acolo la Șicula, în curtea școlii și am jucat în spatele WC-ului pe acolo cu niște copii și m-a prins tata și m-a bătut în fața elevilor. De atunci joc poker și... După Revoluția, adică și studiam la Timișoara, fiind jucam poker tot timpul în cămin, dar jucam poker cu 5 cărți. Hold'em am început să joc în 2007-2008, când am avut casinou de la Novotel și am organizat primul World Poker Tour în România, atunci cu Giovanni, cu scandalul când era cu jetoanele în sus. Prin 2010 sau 2011 la Novotel am făcut primul WPT World Poker Tour și de atunci joc Hold'em, am jucat și cu Negreanu la masă și cu toată lumea bună, cu Michael Mizrachi și cu toată lumea bună. Nu sunt un jucător profesionist, nu studiez, nu. Acum n-am mai jucat poker, de exemplu, de 2 ani, de când a început pandemia. Eu online nu joc, că mie îmi place să socializez și cu ecranul nu pot să vorbesc. Și atunci când sunt la masă sau la turnee, vin și joc, vorbesc, râd, glumesc. Pentru mine asta e pokerul, socializare. Nu vreau să fiu campion, nu vreau să câștig sume de bani sau pur și simplu mă distrez, îmi place, mă relaxez. Pokerul e un joc de relaxare până la urmă. Așa este și acum provocarea Midnight Poker pentru invitații special. Trebuie să ne spuneți o glumă. O glumă? Da, un ban. I-ai întrebat și pe băieți de o glumă, da, și au spus nu, bancuri? Nu, doar invitații speciali. A, și eu sunt invitat special. Da. Și să spun un banc. Da. Mai luau foarte repede, adică nu... Nu știu ce banc. Ce bancuri îți plac? Cu ce? Sici. Cu brunete. Cu brunete? Nu știu, habar n-am. Cu blonde, pentru Laura. Cu blonde sunt prea multe și zice Laura că ușinim. Lăsăm un banc mai târziu, așa că nu vine acum repede. Perfect. Vă mulțumesc mult și că ați acceptat invitația noastră și nu vă mint, sper să vă dau cecul. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Bună, Călin. Ești primul jucător care s-a calificat consecutiv 2 ediții. Ce s-a întâmplat data trecută aici pe locul 7? Da, întâmplarea a făcut să ies pe 7. Am rămas cu jumate de stack după un bluff al meu în river și apoi au crescut blindurile și n-am mai avut un control, a trebuit să împing o mână marginală, să spun așa, popă 5 suited. Deci blufful consider că ăla a fost un greș pentru... Da, am greșit oarecum mână. Da, da, pot să spun. Acum o să joci puțin mai sigur, o să mai... Da, o să joc mai... puțin. Mai strâns puțin o să joc, dar când e de blafat, trebuie blafat. Nu o să... Eu îți țin pumnii și să vedem dacă data asta reușești să ne iei cecul. Mersi, mersi. Mersi.
Alături de mine, Răzvan. Bine ați revenit. Pe ce loc ați ieșit la ultima participare? La ultima participare, cred că pe locul 4 am ieșit. Nu mai țin. 4 sau 5, dar cred că 4. Ce v-a făcut să reveniți la masă? Am jucat toate calificările pentru Midnight, aproape toate calificările pentru Midnight Poker. Îmi place să... E un hobby pentru mine, pokerul. Strategia v-ați schimbat-o? Ați venit cu o strategie nouă? Cam aceeași strategie. Acum am mai multe informații despre cum decurge concursul, cum se cresc blind-urile și sper să obțin un loc mai bun. Sper că experiența să-și spună cuvântul și în cazul dumneavoastră. Vă mulțumesc mult și sper să vă dau și check-ul. Mulțumesc și eu. Alături de mine, Dragoș. Bună, Dragoș, de câte ori ai jucat calificarea online? Bună, o singură dată. Și te-ai calificat? Da. Cum ai aflat de emisiune? Și ce te-a atras astfel încât să te duci pe 888poker.ro să joci Midnight Poker? Știam de mult de emisiune, dar am așteptat oarecum să se încheie cu restricțiile acestea. N-ai vrut să vii să joci cu masca pe față, nu? Cam așa ceva. Ai o strategie de cât timp joci poker? Joc cam din 2008 și strategie nu neapărat. O să încerc să joc cât mai disciplinat, să zic așa. Hai să vedem dacă disciplina asta te ajută în seara asta. Îți mulțumesc, mulțumesc pentru participare și hai să vedem dacă îți dau check-ul. Mulțumesc. Alături de mine, Robert. Bună, Robert. De câte ori ai jucat calificarea online? Bună, de 3 ori. Și a treia oară am reușit să mă calific. Ce te-a atras? De ce ai încercat? De ce ai vrut să vii la masa live? Un prieten de-al meu a jucat calificarea, s-a calificat și el aici. De la el am aflat despre masa live și am zis să încerc și eu. Și se pare ți-ai făcut o strategie? La un turneu turbo nu prea ai ce strategie să-ți faci. Riști stack-ul cam la fiecare mână. Două cărți pe care tu le consideri norocoase pentru tine? Popă 7, nu este o mână prea... bună, dar mereu am noroc cu ele. Crede-mă, eu am valet 2 și nimeni nu mă crede. Hai să vedem dacă astea sunt cărțile tale care îți vor aduce check. Mersi mult! Mersi și eu! Alături de mine, Ionel. Bună, Ionel! Bună! Cu ce gând pe la noi? Am încercat să particip de mai multe ori. Ultima dată m-am calificat pe locul 10. N-am reușit să ajung în masa finală, iar de data aceasta... am avut un run norocos și am ajuns aici. De cât timp joci poker? Cred că de 8 ani. Mai mult sau mai puțin. Două cuvinte care-ți vin ție în cap în momentul când auzi poker? Strategie, reziliență, un pic de noroc și studiu. Trebuie să și studiezi jocul dacă vrei să evoluezi. Ai studiat înainte puțin emisiunea noastră Midnight Poker, înainte să fie aici? Emisiunea nu, dar jocul, da, în ultima perioadă. De când cu pandemia, am mai avut mai mult timp. Foarte bine, chiar sunt curioasă dacă ai niște abilități pentru masa noastră și hai să vedem dacă ne ieși check-ul. Bine, mulțumesc! Mersi. Alături de mine, Robert. Bună, Robert, de cât timp joci poker? Din 2005. Cum ai început să joci poker? În Amsterdam am jucat pentru prima oară. Am întâlnit cu varianta Omaha, de fapt. Și de acolo. Ce te-a atras la emisiunea noastră, astfel încât să te fac să te înscrii online și să vii la masă? Am văzut pe B1 TV o emisiune și am zis, hai să încerc și o calificare pe 888. Ai două cărți care pentru tine le consider norocoase? Nu există cărți norocoase, poziție norocoasă există. Dar cum ai descrie pokerul? Un sport. Al inteligenței, al minții. O strategie pentru masa din seara asta? Foarte greu, într-o masă turbo e greu să-ți faci o strategie. Atunci să vedem dacă fără strategie ne iei check-ul. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc! Alături de mine, domnul Sorin Constantinescu, invitatul special pentru ediția din seara asta. Bine ați venit la masă. Din spate de la comentarii, din spate de la birou, astăzi jucați live. Aveți emoții? Mari.
ce... N-am nicio emoție, îți dai seama. Nu, am vrut de mult să joc de vreun an de zile, dar cât timp a fost restricție cu mască, tu știi că nu suport masca și n-am purtat niciodată mască în timpul pandemiei și am așteptat să dea măștile jos ca să pot să vin să joc și eu ca oamenii. Eu știu sigur că am 90% că o să luați cecul. Aoleu, dar, pleacă băieții ăștia, nu mai joacă niciunul dacă aud chestia asta. Nu, dar ce o să faceți cu banii? Păi, după cum am declarat când am fost întrebat, o să donez toți banii, numai că îi donez, dar și dublez. Adică, indiferent ce sumă câștig, că ies pe locul ultimul sau ies pe locul 10 și au 3.000 de euro, o să mai pun 3.000 de euro din buzunar și o să-i donez într-un scop caritabil pe care o să-l fac public și cunoscut. Domnul Sorin, acum că a trecut pandemia, ce surprize ne așteaptă în anul 2022 la PokerFest? Păi avem cel puțin 4 turnee confirmate cu PokerStars, avem Eureka în iulie, avem cu 888-ul cel puțin un turneu, dacă nu două, avem cu Gigi Pokerul prin toamnă, prin octombrie-noiembrie, deci o să avem turnee mari cum erau pe vremuri înainte de pandemie. O să reluăm seria turneelor mari, începem cu luna mai și o să avem mai, iunie, iulie, august, probabil septembrie, adică cel puțin între 4 și 6 turnee majore europene cu sateliți internaționali și cu tot ce trebuie. Și vreau să vă întreb, pentru că ieri am pus un story și foarte multă lume mi-a spus să vă întreb, de ce v-ați apucat de vlog, de YouTube? Aveți foarte mulți urmăritori și toată lumea vă felicită și eu am primit personal pe contul meu felicitări. De ce YouTube? M-am apucat de YouTube pentru că am văzut mizeria care se întâmplă la televizor și cum frica asta care o bagă oase, începând cu pandemia asta, când arătau isolete din 2 minute și morți pe la morți și nu știu ce și... Acum și cu războiul ăsta și nu e ok ca oamenii să trăiască într-o stare de asta de panică și de frică și YouTube-ul e mult mai diversificat și poți să faci educație pe YouTube. Eu am făcut 30.000 de abonați în 6 luni, în 6 luni și ceva. Un YouTuber normal face cam 10.000 de abonați într-un an. Deci se vede că oamenilor le-a plăcut conținutul pe care l-am făcut eu, atât din călătorii, cât și din sfaturi de afaceri și din cauza asta a crescut și mă bucur, chiar dacă la un singur om mi-am schimbat viața în ăștia 29.000, eu sunt foarte fericit și mi-a atins scopul. YouTube-ul este o chestie foarte, foarte diversă și poți să vezi acolo, de la tutoriale de gătit, la călătorii, la filozofie, la matematică, la absolut orice domeniu, e mult mai divers decât să te uiți la știri la televizor, unde din 2-2 secunde, breaking news, aceste imagini vă pot afecta emoțional și te duci cu capul, adică nebunești. Adică au fost acum niște fake news-uri îngrozitoare. Am un amic care este medic și îmi spunea că într-o săptămână au venit 17 cazuri de atacuri de panică la spital cu oameni care s-au uitat la televizor. Adică nu e ok. Și atunci YouTube e alternativă pentru televizor și îi sfătuiesc pe toți să treacă pe YouTube. Nu neapărat la mine, dar să se uite că sunt o grămadă de chestii foarte... De la tutoriale de poker până la tutoriale de gătit. Dar e greu în ziua noastră să faci YouTube? Ce-ți trebuie? Trebuie să ai conținut, Cătălin. Adică am văzut foarte mulți vloggeri care se mire, domnule, am YouTube de 2 ani de zile și am 1000 de abonați. Păi trebuie să ai conținut, că dacă te duci numai pe stradă cu telefonul și zici, uite o clădire, uite o masă, uite o casă, uite un pom, uite un om. Și foarte mulți YouTuberi, mai ales ăștia de treabă, au tendința de a se plimba prin aceleași locuri. Și atunci omul se uite la mine, se uite la tine, se uite la încă unul, dacă vede aceleași locuri. Și atunci eu am încercat puțin să diversific și am luat câte un ghid după mine. Aici în România am luat pe Damian Anfile, care este o enciclopedie, l-ai văzut și tu în istorie și ne-am plimbat prin București, clădiri vechi, nu știu ce, am fost la Londra, am luat un ghid profesionist și am plimbat prin Londra, am fost în Israel, am luat un ghid profesionist și ne-am plimbat prin tot Israelul și am văzut și de la locurile sfinte, nu neapărat, n-am făcut un trip religios, cultură, religie, istorie, culinar, am vorbit de mâncare, de ce mâncare se mănâncă în Middle East, adică diversificare, asta e foarte, foarte important și atunci asta îți asigură succesul, să ai conținut la un canal, deci când acum lumea a văzut, domnule, să câștigă din YouTube, l-am văzut eu pe, nu știu cine, ăla, cum îl cheamă, Țancă, Uraganul sau pe, nu știu, Dorian Popa sau nu știu, că au milioane și că câți bani fac să plimbă cu Ferrari, să nu știu ce, nu-i la YouTube, adică, și nu pot să, adică, pardon, dacă vrei să faci bani din YouTube, trebuie să, oamenii care se uită la tine să aibă bani, adică YouTube-ul are un algoritm de calcul, el știe ce oameni se uită la tine. Dacă oamenii aia sunt puști care n-au bani, nu-ți trimite bani. Dacă sunt oameni
care au un venit mediu sau peste medie sau un venit ok, atunci automat, adică nu neapărat dacă ai 1 milion de vizualizări sau de abonați, ai bani mai mult decât unul care are 100.000 sau ceva. Nu ăsta e criteriul. Cu câți abonați mai mulți ai, cu atât ai mai mulți bani sau se câștigă. Și mulți se apucă de YouTube, asta am făcut o paranteză, zicând că domnule, ce o să mă îmbogățesc, că e simplu, îmi iau un telefon, îmi iau un gimbal de ăla, mă prind pe stradă și vin milioanele și vin banii. Nu e așa, adică trebuie să știi un pic, să ai conținut și să ai un pic de talent. Eu sunt atehnic pentru că am o vârstă, am 55 de ani, nu mai știu să butonez așa de bine la calculatoare. Sau asta sunt depășit puțin de tehnologie, dar am un program de editare, pur și simplu lipesc filmulețe. Probabil că de-aia și le place la oameni să uite la mine, că nu editez foarte mult și nu... Dar sunteți foarte real. Ne spui când ne dai tu drumul, da? Suntem live? Bine ați revenit după pauză. Am rămas cu 4 din cei 7. Din păcate, invitatul special, super special din această dupămasă ne-a părăsit pe locul 6, dar este alături de noi. De obicei se întâmplă așa că vin vedetele astea, nu știu, să joace poker și noi când îi invităm, îi întrebăm, domnule, știți să joci poker? Da, domnule, ca să-și ia banul și după aia stă, ies domnule, primii și... Stă, domnule, mai mult la masă, nu ieșiți în prima jumătate de oră. Așa se întâmplă asta, cu vedetele, da. Da, s-a întâmplat, din păcate, că ți-ai băgat bani extraordinar de bine și asta este la poker, câteodată mai și pierzi cu mâna mai bună sau cu șanse foarte mari. Și am rămas cu cel calificat de 2 ori în episoade consecutive, o premieră la Midnight Poker TV Show aici la Poker Room în Piața Alba Iulia numărul 2 din București, în stânga ecranului Călin Tatulea. Episodul trecut a ieșit pe locul 7, acum îl vedem în, din păcate, coada clasamentului, dar în continuare în luptă pentru titlu. Și în imagine l-ați avut pe Robert Latiș de la Baia Mare, iar aici îl avem pe chip leaderul mesei, Robert Tone, de la Craiova. Posibilitatea, Sorine, un nou titlu să meargă la Craiova. La Craiova, zici tu? Nu știu, dar are cea mai mare șansă. După cum i-au mers cărțile, s-ar putea 310.000, 306.000, aproape jumătate din fisele de la masă. Contează foarte mult, însă o să fie greu să câștigi această mână cu doar 6 hai din UTG. Am văzut stilul acesta și la fostul campion. Mâini un pic discutabile, să zicem, din poziții de vreme. Nu cele mai bune momente alese, însă uite, avem și un bluff serios, primul bluff mai serios aici, un bet de aproape jumătate de pot, să încerce să foldeze fix mâna pe care o are Dragoș. Dragoș Preda, de la poziția 2 la masă, cu hanoracul negru, are decizie grea cu a treia pereche de jos, avem un pop, avem un damă, însă Atenție, l-a mirosit Sorine și întoarce cu mândrie zecarul. L-a mirosit după 2 check-uri, e greu să mai reprezintă o popă sau un damă. Da. Cred că dacă vrea să facă ceva și Robert check de la timid, așa, de-abia atingi cu mâna. Exact, adică nu prea am nimic, dar deodată mă trezesc că o să pariez jumătate de pot la river. Ce pot să am cel mai bun? Nu foarte mult și Dragoș Preda foarte bun call acolo. Se menține și uite că e pe locul 2, 180.000 de fise. Blindurile sunt 5 cu 10.000, sunt uriașe. Așa cum spuneam, după jumatea show-ului, blindurile cresc la fel de verticinos și sunt foarte, foarte mari. Ceea ce înseamnă că vor fi multe all-in-uri în preflop. Acțiunea se va derula bazată pe cărți mai mult și pe agresivitatea lor. Oamenii sunt foarte serioși aici, îi vedem puțin încruntați, aș putea spune. Singurul care ar fi mai care cu siguranță se va descreți un pic e cel din imagine, Călin Tatulea, care dacă vede, se dublează și vede un stack mare, va fi mai zâmbitor, să zicem. Are aici 11 blinduri, as valet off, nu vrea să dea direct all-in, ci vrea să inducă ceva acțiune. Și vedem, să vedem dacă Robert Latiș din Big Blind are cu ce să-l ajute. Nu e cazul, 96 off, pas.
Și Călin câștigă încă o mână și asigură o tură de masă gratis, cum se spune, pentru că imediat vin blindurile peste el. Și aici la 888 Midnight Poker TV Show folosim Big Blind Ante, ceea ce înseamnă că Big Blind-ul, pentru cei neavizați, va plăti atât blindul mare, cât și antele pentru toți cei de la masă. Și asta se întâmplă în mod consecutiv de la fiecare jucător, pentru că e o modalitate de a juca mai multe mâini pe oră, de a nu mai sta să culeagă dealer de la fiecare acea bucățică de ante pe care trebuie să o pună fiecare. E mult mai simplu și nu ne părăsește Big Blind antele deloc, chiar și la heads up îl vom avea. La heads up, având în vedere stack-urile celor trei mai mici, sunt multe șanse să ajungem foarte repede, pentru că se joacă un average acum de undeva la 15 blinduri și de obicei în aceste stack-uri mâinile se bagă all-in pre-flop în cel mai des, însă vedem deocamdată mai este loc de raise-uri. Dragoș face acest lucru din prima poziție cu Popo Valetov, însă găsește de fapt optarii lui Robert Latiș, Ștefan Latiș din small blind. Baia mare are perechea prolifică aici la Midnight Poker TV Show, 8-8, și pe bună dreptate împinge toate fisele preflop. Mari șanse să vedem un fold, da? Și asta se întâmplă. Popa Valet nu e o mână cu care să dai call la all-in. Poți împinge, dar mai greu să dai call pentru că vei fi dominat sau la flip, adică vei avea maxim 50% șanse. Mai rar găsim mâini ca Dama Valet sau Valet 10 care să te împingă preflop și să stai bine la ele, însă își protejează stack-ul, să zicem, Dragoș. El are cel mai mult de pierdut dacă ia un astfel de flip. Pe de cealaltă parte, cei care sunt mai cu stack-uri mai mici au doar de câștigat, ori își riscă turneul, ori se dublează și au o șansă la titlu. Oricum, primul care iese ia $750 plus banii care luat în funcție de ce loc a ieșit pe în online când s-a calificat. Eu am urmărit satelitul, să știi, și să știi că premiile nu sunt deloc de ignorat la satelit. Da. Călin a câștigat $470, ceea ce e foarte, foarte bine. Foarte bine la un turneu de $5, exact. $5. Da. Acel satelit de calificare la Midnight Poker TV Show rulează în fiecare vineri pe 888 Poker la ora 8. $1000 garantați, intră foarte multe persoane, 300 de oameni, durează cam 6 ore și... Bă, dar e de fan, așa, de distracție, se exersează... Plus, acel bonus adăugat, exact. Dacă ajungi în primii 6, vii aici, la noi, la live. Corect. Da, și da, da. Distracția se transformă în ceva palpabil. Toată lumea de la 888 la Midnight Poker TV Show aici este plătită, locul 7 ia $200 și cresc premiile până la locul 1, care ia $3000, bineînțeles locul 2, $2000 și locul 3, $1000 și aici poziția 4 pleacă acasă, cum spunea și domnul Sorin, cu $750. Aș spune cu o rată de retur la investiție foarte, foarte bună pentru cei $5 băgați de fiecare în satelitul de calificare. Între timp, o mână rară de tot în 3, între un as-8 al lui Ștefan din buton, Robert Latiș, care are două perechi și găsește însă pe Dragoș cu un draw de culoare la turn care și intră și în acest moment cred că vedem un check, un bet și un foarte posibil all-in al lui Dragoș cu culoarea a treia culoare, să zicem, îl bate as X de negru, îl bate popă X de negru, dar la acel bet atât de mic, 115.000 pot... etape care am zis noi și am băgat direct all-in. Da. Și nu știu, Robert Latiș are o decizie, îl vedem că nu-i convine deloc acel all-in primit de la Dragoș, are o decizie foarte, foarte grea aici, are două perechi, are o două dea, perechi... O să-i dea până la urmă, că nu e jocul prea avansat și ce ți-am zis? Da, stai să vedem, că mai... încă nu, a fost... Își calculează, nu știu exact ce calculează, dar se gândește oare poate. Bagă Dragoș banii cu două perechi mai slabe? Are, evident că doar culoare poate să aibă peste, adică nu are două perechi. Asta nu. Vedem noi de aici, Sorine, e posibil poate să se întrebe dacă 9, adică are, puțină probabilitate. Are 8-9, are, poate dă all-in cu două perechi mai slabe, noi știm că... Ce ți-am zis? Uite, a zis și el, are culoare. I-a dat call și Dragoș întoarce...
întoarce cu bucurie. A și zis Ștefan, are culoare, vezi, când a împins fisele, a zis are culoare, știi? Da. Ia, din păcate, dar nu s-a putut abține. Să vedem numărătoarea, nu știu dacă Dragoș îl acoperea. Eu știu că era pe locul 2 la fise, așa că teoretic domnul Latiș la Baia Mare ne părăsește de pe poziția 4. Bineînțeles, primește 750 de dolari și poate dacă ar fi calculat mai bine, poate găseam un fold acolo, însă n-a fost să fie cazul. Prea puține fise, așa cum spuneai și tu, Sorine, multe fise la mijloc și doar culoare albate. Ștefan Robert Latiș din Baia Mare ne părăsește de pe poziția 4 și au rămas cei de pe podiumul de premiere, 1000 de dolari în acest moment pentru locul 3, 2000 pentru locul 2 și 3000 pentru campioni. Pentru titlu se bat Călin Tatulea din stânga ecranului, poziția 1 la masă, cel care s-a calificat în episoade consecutive și a îmbunătățit ultima poziție de pe care a ieșit la episodul anterior, locul 7, acum este pe poziția 3, apoi Dragoș Preda la locul 2, vine tocmai de la Curtea de Argeș și îl urmează chip leaderul mesei, Dragoș Robertone de la Craiova, acolo unde a mai plecat un titlu Midnight Poker. Nu sunt sigur cine e acum chip leaderul, pare că Dragoș Preda s-ar putea să aibă un pic mai multe fise decât Robertone, posibil ca cei doi să fi schimbat pozițiile în clasament. Vedem un blind completat acolo de Dragoș cu dama 8-off, Robert e bucuros să vadă un flop cu 9-7. Dragoș lovește top pair și vom vedea cu siguranță un check sau un bet. Da, slabe șanse pentru Robert să mai câștige această mână. Dragoș are și dama de negru. Parcă încearcă să-l atragă într-o capcană de a paria pe Robert. Acesta nu o face și cred că va și arunca aici, nu prea are cu ce să-l plătească. O mână jucată bine de tot de Dragoș Preda. Inginerul nostru Silvic, amator de poker, în special de cash, a spus la începutul emisiunii. 36 de ani, Curtea de Argeș, și spune că cele mai bune rezultate a sale au fost calificarea la un Unibet Open București, mult, mult timp în urmă. Când am avut ultima dată un Unibet, cred că acum vreo 3-4 ani, 4 ani, minim 4 da, ani. Da, da. Și apoi a avut un loc fantastic de 75 la Sand de Million, acel turneu binecunoscut de pe PokerStars. Deci are ceva experiență Dragoș, știe joaca, cum spunem noi, și uite că asta l-a adus aici în poziția de chip leader cu 3 rămași, 350.000 de fise, fix jumătate din fisele de la Midnight Poker TV Show. Lucrurile au devenit din show foarte serioase, cei trei sunt concentrați să nu facă greșeli, orice greșeală te costă în acest moment 1000 de dolari. 1000 de dolari, da. Pragurile sunt pragurile sunt mari, de la 1000 la 2. Și uite o căpcană întinsă de Robert în care Călin Tatulea pică instant un limp cu as 9 off al lui Robert din small blind, o limp cu popă 3 off al lui Călin și să nu vorbim foarte tare, să nu ne audă cei doi. Robert cred că are un call foarte ușor aici dacă a dat limp cu as 9 în 10 blinduri sau chiar mai puțin în 8 blinduri, nu ai voie să dai pas cu as 9, ești mult, mult în față la range-ul. Care a fost strategia lui Călin aici la mâna asta? Strategia lui Călin a fost, uite, exact asta a fost strategia, îl simte pe Robert că nu știe jocul foarte bine în blinduri, îl simte că poate da pas la mâini atât de puternice. Și dacă avea un as damă sau un as popă? Cu siguranță Robert ar fi jucat altfel, ar fi jucat cu raise sau chiar cu all-in direct. Și s-a întâmplat același lucru pe care nu știu dacă l-ai văzut, Sorine, mai devreme. Robert Latiș era foarte short, avea 8 blinduri. Că Robert Tone, celălalt Robert, i-a dat limp din small blind, call din small blind cu popă 8 off, iar Robert Latiș a împins cu 8-4 off. Aha. Același lucru s-a întâmplat. Tone de la Craiova a dat pas și ceea ce ne spune că joacă un pic prea pasiv și nu știe tăria mâinilor în bătaia blindurilor, care întotdeauna schimbă, să zicem, puterea mâinilor. Și un as 9, de exemplu, un blinduri cu 10 blinduri înseamnă o mână foarte puternică. O eroare aici a lui Robert Tonea, spune de la Craiova, care ar fi trebuit să fie la heads up, să zicem, cu Dragoș Preda. Însă Călin are și noroc pe partea asta, aș putea spune că supraviețuiește acest all-in, nesperat fold de la as 9 off.
Și câteodată agresivitatea de asta, e bine să fii agresiv la poker. Uite că poți câștiga mâini pe care altfel, dacă ai ajunge la showdown, poate n-ai avea aceeași șanse. Avem și câțiva fani întârziați de-ai tăi, Sorine, aici pe pagina... pe pagina, pe canalul de YouTube, unde toată lumea îți urează succes, însă domnul Sorin se află aici, alături de mine, și aici în cabina trebuie de comentariu. Succes, nu la comentarii, nu? Și succes la comentarii, normal. De ce nu? De ce nu? Pentru că și aici ai nevoie de strategie și nu poți să spui chiar orice, este un punct de vedere... un punct de vedere pe care trebuie să-l apreciem aici. În acest moment, Robert câștigă prin neprezentare, se foldează până la el în big blind și 5-4. 5-4 câștigă un pot nesperat, blindurile uriașe aici, orice pot înseamnă o gură de aer în plus. 6 cu 12.000 înseamnă că avem 30.000 bani morți, cum se zice, la poker, da? Bani morți pe jos, care pot fi câștigați doar de cel care dă raise, da? Și atunci... un fold până la big blind înseamnă un câștig bun de tot. Vedem că Robert are 230.000. Lucrurile stau foarte bine separate aici între cei trei, însă orice dublaj îl afectează pe celălalt. Oricine se poate dubla cu orice. Oh, și Dragoș, și liderul nostru rulează și bine. Pe lângă care are și puțin noroc la cărți. Uite că are aș din buton și un short stack în poziția lui Călin în big blind, care am văzut cât de agresiv poate juca. Dacă găsește o mână cât de cât bună, e posibil să vedem un all-in. Să vedem ce face Robert cu as 6 off din small blind. Dacă ar fi să judec după as 9, fold-ul cu as 9, cred că dă pas. Și văd că și Călin nu găsește nimic cu care să-și apere big blind-ul. Dama 3 off-i prea joasă. Da, cu bucurie, Dragoș, se relaxează un pic. Vedem și un zâmbet, cred că primul zâmbet pe care îl vedem aici. Bă, băieți, aveți grijă, da. Când dau raise din buton, am doar aș, nu? Aș, bineînțeles, cea mai bună mână la poker pentru cei care nu ați jucat până acum. Așii sunt prima mână la cel poker. Cel puțin pre-flop, nu? Cel puțin pre-flop. Post-flop, Dumnezeu cum e, cum se zice. Cine știe cum ajungem la river, la ultima carte de jos. Avem și... mulți fani de tăi, Sorine, de pe canalul de YouTube, care sunt membrii 888 Poker, ne-au spus un lucru foarte bun, pentru că pe 888 găsește foarte multe turnee, în special dedicate celor care abia au început să învețe să joace poker. Da, corect, adică și turnee gratuit. Și turnee de free roll, fără bani. Exact, fără bani, adică și turnee foarte mici, cu bani foarte mici și cu premii mari, de ce nu? Cine bagă un dolar, 50 de cent, 10 cenți acolo și câștigă 1000, 2000 de dolari, înseamnă un succes foarte mare. Clar. Și... nu e de ignorat, e platforma perfectă dacă ai început să joci poker și vrei să înveți. Vrei să înveți, da, exact. Este exact să locul în care, poți să faci asta. Mai avem câțiva fani aici, unul pe care îl recunosc și a mai fost la Midnight Poker pe canalul de YouTube, salutez și ție. În acest moment avem un clasament updatat aici. Călin nu prea reușește să facă fise, puțin dezamăgit, îi vedem și mimica. Așteaptă o mână de oricare, probabil de aceea și dat Olin mai devreme cu popa 3 off, un pic, și-a pierdut un pic răbdarea și vrea să facă ceva, vrea să vadă ceva mai bine decât locul 3. El a mai fost la o altă ediție, cred că la Road to Las Vegas, unde a ieșit pe locul 3. E bine cunoscută, vrea ceva mai mult, vrea măcar la heads up și de ce nu titlul. Să vedem dacă zeii pokerului țin cu el, deocamdată țin cu Dragoș, care are din nou aș. Nimic surpriză, însă de data aceasta iar în small blind contra big blindului lui Robert. Să vedem dacă întinde o capcană sau dă raise direct. Cred că dă raise, cred că a fost un raise la 26.000, un pic peste min raise. Robert are doar 5-3 off și să vedem dacă aș apără blindul. Ar trebui să-și apere blindul. E un lucru pe care nu știu jucătorii neexperimentați, să zicem, Sorine, este în momentul în care avem un ante atât de mare în comparație cu blindurile și sunt doar 3 jucători aici, tu în big blind versus un min raise ai un preț atât de bun să-ți aperi aproape cu toate cărțile. Matematic vorbind, ai dreptul să faci chestia asta, chiar dacă ai două cărți atât de rele cum sunt 5-3 off. Uite, un lucru pe care Robert Tone de la Craiova nu-l știe și
Nu, probabil că n-am mai jucat un hiperturbo de ăsta în care... În care orice fisă contează, exact. Și orice pot mic contează, da, și da, e important, da, da, să-ți aperi blindul. Corect. Altfel te mănâncă blindurile, corect, efectiv, pe românești, așa să spun, te mănâncă blindurile, da, și Dragoș nu mai are nevoie de aș. După aia poate să împingă jocul cu orice două cărți și rămâi fără... Dar nu e nevoie, Dragoș a făcut o înțelegere, se pare, cu dealerița și cu pachetul de cărți, pentru că primește din nou o mână premium, azi valeți sute în trei, în buton. Bineînțeles, dă un raise. Ceilalți doi sunt un pic frustrați, însă Călin are cu ce să-și apere blindul. De data aceasta are o mână cu care să-și apere blindul, cel puțin să dea call aici. Și cred că vom vedea un call de la Călin și o vom vedea și trei cărți post-flop. Nu cred că are rost să-și împingă banii all-in, pentru că nu are fold de chidi, adică nu are destule fise ca să-l forțeze pe Dragoș să dea un pas. Poate dacă ar avea o mână mai slabă, vedem că nu e cazul, însă are fise, așa cum spuneam mai devreme, să-și apere blindul. Trebuie să pună 13.000 într-un pot de 55.000, aproape 4-1, ceea ce înseamnă matematic vorbind că mâna lui are nevoie să aibă doar 20%, însă nu o face. Nu o face și uite că o mică eroare, să spunem, din partea lui Călin. Cu cât ești, teoria la poker spune că cu atât e, cu cât ești mai... mic ca stack și ai mai puține blinduri în big blind, ai mai mare motiv să-ți aperi blindul, pentru că ele, fisele acelea contează mult mai mult pentru economia jocului, pentru stack-ul tău, și cu cât ești mai short stack, cu atât ai mai important să-ți aperi blindul bine. Și uite, Călin nu o face și pasează o mână care, dacă am văzut procentajele pe ecran, Sorin avea 40%, ceea ce este enorm. Foarte mult, foarte da, mult, da, da. 40% înseamnă că o dată din 2,5-1, da, are șanse să câștige mâna post flop. Da, da. Însă el s-a gândit că dacă mai pune 15.000, 13.000, potul se face de 60.000 și el are mai puțin de 60.000 în stack și nu are inițiativa, e mai greu să câștige potul post-flop. Asta e sigur, cu siguranță gândul pe care l-a avut când a dat pas acolo. Însă o întâlnire la care cred că Dragoș va da direct all-in cu perechea de șeptari, da? Știe joaca Dragoș aici, bineînțeles, el e cel care are puțină experiență, vedem, în jocurile online, cel puțin, unde știe ce are de făcut când are o pereche și stack-urile sunt atât de mici și perechile sunt foarte bune când ai short stack, o pereche este o mână extraordinară și e bine să o joci agresiv și uite că îl foldează pe Robert de pe un flip, practic aruncă acei 50% a lui Robert cu as 8-off. Nu prea are cum să dea call cu as 8-off, dar asta nu știm decât noi aici, pentru că vedem cărțile și cu fiecare pot pe care Dragoș îl câștigă, își asigură și mai mult șansa de a intra la heads-up, cel puțin, cu un stack imens. Și un stack imens e greu de bătut. Chiar dacă nu știi, chiar dacă nu ai cărți, te lupți împotriva vântului, clar, da, cum se zice. Clar. Unul din cei care ne urmăresc pe pagina noastră de Facebook Poker Fest Tour ne întreabă cum sunt premiile. Premiile sunt $7,700 oferiți tuturor celor care participă la Midnight Poker TV Show, de la locul 7 începând cu $200, apoi locul 6, 250, locul 5, $500, locul 4, $750, locul 3, $1,000, locul 2, $2,000 și locul 1 câștigă $3,000. În acest moment, Dragoș completează blindul cu 10-9, însă Robert îl taxează imediat pentru că are și el o mână foarte bună, azi 10 off, direct all-in și, bineînțeles, Dragoș nu are cum plăti. Așadar, cei prezenți în fața ecranului în acest moment, Călin Tatulea în stânga ecranului, Dragoș Preda, cel de la poziția de mijloc, și în dreapta Robert Tone de la Craiova, se luptă, au asigurat $1,000 și apoi se confruntă fiecare pentru titlul de Midnight Poker TV Show și cecul de $3,000. Fanii lui Robert de pe chat spun că Robert ar trebui să fie mai agresiv aici și ar vrea să-l vadă că împinge all-in mână de mână. E ușor de zis, greu de făcut când ești la masa live și nu prea ai cu ce.
Și, bineînțeles, atunci când cipridorul are mână bună după mână bună, cum ar fi popă 10 sute de aici și tu ai 8-3, e greu să-i ții piept. Călin, disperat aproape, iarăși o mână groaznică. Și aducem aminte celor care nu știți structura, Big Blind duplătirește și încă un Big Blind în ante de fiecare dată. Pe Călin l-a costat până acum de 2 ori. A dat acel pas cu Popo 500, de acum a dat acest pas cu 7-4-8 și din 100 și ceva de mii mai are doar 30 de mii. Situație disperată, 2 blinduri jumate pentru Călin Tatulea, calificatul nostru în episoade consecutive. Nu prea are noroc la Midnight Poker TV Show, ce să zic. Un onorant loc 3, adică... Un onorant loc 3 și un onorant 1000 de dolari. A transformat și 5 dolari băgați în satelitul de calificare de vineri de la ora 8 pe 8 Top Poker în 470 la satelit plus încă 1000 de la Midnight. Dacă minim iese locul 3, dacă nu se dublează și 3. Poate ia 2000. Și cine știe, dacă vedem 5 all-in-uri la rând câștigate de Călin, e foarte ușor. Normal. Jocul de poker după exact, aia, nu? Da, da. Așa e, cei care vă uitați, de exemplu, pe canalul domnului Sorin Constantinescu de pe YouTube, să știți că în poker nu stau lucrurile așa cum apar pe ecran. Se pot câștiga mâini la poker și dacă nu ai mâna mai bună. Viața bate filmul, nu? Viața bate filmul, exact așa. Așa că fiecare are o șansă, de-aia e frumos jocul de turneu de poker. Poate la jocul de cash, cei care e au mâna total mai diferit, bună, da, e da, diferit, da. Dar la turneu, fiindcă ești riști să fie eliminat la fiecare mână pe care o exact pierzi și pierzi un pot mare cu ea, atunci oricine are o șansă de câștig. Clar. Nu e ca la șah, nu jucăm strategie oricum, ca să fixă. Poți să fii un jucător bun de poker, trebuie să știi matematică, trebuie să știi puțină psihologie, să știi puțin probabilistic, adică puțin din fiecare, adică trebuie să ai skill, cum se zice, știi? Skill, da, și trebuie să ai un pic de curaj. Ca de să ce nu? Trebuie să ai ureche muzicală, că altfel crezi toată viața într-o cârciumă. Exact. Sau joci doar free roller, știi? Exact, exact, exact. Dacă vrei să avansezi și dacă te încântă jocul de poker și ți se pare... cred că vom avea un all-in, Sorine, pentru că Călin în sfârșit găsește o mână decentă. O mână decentă, da. O pereche de dolari, dar bineînțeles, Dragoș acasă, Dragoș da, acasă la fiecare mână. Nu cred că am văzut o mână pe care a ratat-o în afară de aia cu 10-9. Da, da. Dragoș e acasă. Popu Valet în 3, e o mână mare. Nici nu mă gândesc că n-ar da call. Cred că va da cel puțin call, dacă nu all-in, dar cred că va da call. Să vedem însă Robert are un Valet 2 cu care se simte obligat. E foarte interesant că unul are un valet, unul are un doiari. Înseamnă că Dragoș are nevoie de ceva ajutor, sau posibil, da, posibil să se tripleze că Dragoș putea să-l izoleze aici, adică eu Dragoș dacă eram în locul lui, trebuit da, să-l izoleze. Intram all-in, pentru tocmai că era ca puțin probabil ca unei mâini ca valet 2 să da, Robert putea să aibă o carte foarte bună sau chiar peste el, adică să exact un as dama, un as valet, un dar ce spuneam mai devreme, da, se da triplează Călin. Se triplează într-un că poți să te răstoarne... un 2 miraculos și e din nou în cărți, cum se exact zice. Cătălina Constantinescu are mâna ei favorită, Vale 2 off. Vale 2 off n-a fost bună în acest moment, deși a prins o pereche. Și uite, i-a dat șansa, cum spuneam mai devreme, lui Vale 2 să prindă o pereche exact când era grav dominat de Popa Valet. Și aici, pur și simplu... l-a ajutat, practic, acel doar call al lui Dragoș, l-a ajutat pe Călin Tatulea să câștige clar încă 12.000 sau da, 13.000 da, în plus. Da, da. Și contează în economia jocului la blinduri atât de mari care se rotesc atât de da, repede. Uite, deja de la două blinduri are, de la două blinduri are 7.090.000 și încă un dublaj îl pune deja pe locul 2 la fize. Exact. Asta este pokerul, doamnelor și domnișoarelor și domnilor. S-au câștigat mari de la un ante, de la ultima fise. Exact. Și de asta este atât de fascinant acest joc. Fiecare are o șansă, e bine să apeși pedala în momentul în care vine momentul șansei tale. Și sunt tot timpul răsturnat de situație. Da, și sunt mâini care, cu siguranță, emoția lui Călin aici când a văzut că se triplează, nu i-a venit să creadă că a câștigat potul cu 2 ari. Emoțiile sunt la nivel înalt aici. Însă, uite, îl vedem pe Robert acum, all-in. Blind versus blind, A6 off. Călin, dacă îl știu eu bine, are doar 5 blinduri și un popă, ceea ce în mod normal e de ajuns de acolo la all-in-ul lui Robert. Cântărește un pic însă faptul că Robert a jucat foarte pasiv până acum și
Uite că vedem un fold, un fold care pro versus pro, aș putea spune, nu se întâmplă niciodată cu 5 blinduri popo 7 un snap call, însă Călin foldează pentru că știe că Robert joacă foarte, foarte pasiv acolo și mai înainte dăduse limp call, limp fold cu as 9. Da, destul de ciudat a fost foldul ăsta. Da, a împins, deși din nou vedem procentajele pe ecran, avea 50% contra as 9, era foarte bine. Aproape 50%, ar fi dat un call, eu dacă eram în locul lui nu dădeam cu siguranță, indiferent cât de pasiv a jucat cel din stânga mea, consider că popă 7 e destul de bine acolo și îmi dă destule procente, matematic vorbind, să câștig mâna până la final. Clar. Aș fi riscat acolo, e posibil, de exemplu, ca Robert să împingă un 7-600 și tu să-l domini grav cu popă 7 off, și evident sunt multe exemple de genul acesta, însă Călin alege să joace pasiv și uite, găsește o mână foarte bună pentru cele 5 blinduri ale lui, vale 10 off, iar Dragoș, îl știu, dacă a jucat online, știe că popă 5 off, ca în situația de mai devreme, este o mână destul de bună pentru un call la range-ul de all-in al lui Călin din small blind cu 5 blinduri. Să vedem dacă găsește acel call și se pune în situația unui flip de a-l elimina pe Călin Tatulea. Greu. Nu știu ce să zic. E mult mai greu acest col decât acel col cu popo 7, exact, pentru exact. Că Călin e forțat să împingă mai solid, mai conservator, mai tight, cum se spune în engleză, decât cum ar putut, decât range-ul pe care l-ar împinge Robert contra celui cel mai short de la masă, și atunci situația se inversează. Călin are motive să dea pas mai des și să împingă mâini mai bune și atunci popo 5 nu mai este la fel de bun. În schimb, în celălalt scenariu, Robert avea motiv să împingă orice două cărți aproape de acolo și Călin ar trebui să dea call mult mai liber, da? Însă un pas discutabil, să zicem, un all-in clar cu o mână foarte bună, vale 10 acolo și Căline din nou în cărță, are butonul și 90.000. Și mult noroc. Da, și mult noroc, da. Și mult noroc. La poker cam 20% e noroc, nu? Și 80% cam 20-25% zice lumea, să zicem. În orice caz, profesioniștii nu prea tind să se gândească la noroc, ci să se gândească cum să devină mai bun, cum să-și facă jocul mai bun. Clar. Și atunci elementul ăla de distracție pare atunci când știi că jocul tău e foarte solid, atunci te și distrezi la poker. Normal. Și ai ca jucător profesionist, ca jucător amator, bineînțeles, ar trebui să fie tot timpul o distracție, exact. Pentru că e atât de complex acest complex. Joc. Și regulile sunt simple. Îți dezvoltă o grămadă de abilități pokerul. Adică am văzut oameni care au zis, domnule, de când joc poker mi-a mers mai bine în business, că mi-au aplicat niște strategii pe care le-am învățat la poker. Exact. Adică... exact. Și se întâmplă și în viața reală, nu neapărat da, la business. Da, da, da. Și devii un mai bun psiholog în primul rând. Bun, da? Te întâlnești cu prietenii, normal, cu oameni, te-i citești mai bine. Citești, să zicem, mai bine, exact. Ia, Robert... cred că și-a auzit fanii de pe chat-ul, de pe canalul de YouTube, care i-au zis, hai Robert să fii mai agresiv, împinge o linie mână de mână, însă găsește și mâini foarte bune. As 8 off se încadrează acolo la mâinile bune de împins all-in. Dragoș nu are cum da call, degeaba se gândește, cred că se gândește doar pentru un pic de timp la TV, pentru că 9-8 off e doar, a vrut doar să-i afle cât că mărimea stack-ului, ca să fim exact, să vadă de câte fișe are exact. Ei, Robert avea 180.000, ceea ce înseamnă aproximativ 15 blinduri. Nu e momentul unui hero call cu 9-8 off. Cei întârziați care poate tocmai ați intrat aici sau care tocmai ați deschis televizorul pe Midnight, pe B1 TV la Midnight Poker TV Show, suntem aici la Poker Room în Piața Alba Iulia, în direct în acest moment pe canalele de YouTube Poker Fest România și pagina Poker Fest Tour. Bineînțeles, pe pagina 888poker.ro, pe holdem.ro și, bineînțeles, pe canalul invitatului special din această după masă, Sorin Constantinescu. Suntem aici alături de cei care s-au calificat la satelitul online de vinerea de la ora $85
și care au ajuns să fie în, acum pe podium. Călin Tatule a calificat de două ori în episoade consecutive. A ieșit pe 7 episodul anterior, săptămâna trecută, și acum iată-l din nou cu șansă decentă la titlul de Midnight Poker TV Show și, bineînțeles, cecul de $3000. Din nou aceeași decizie dacă să-și apere sau nu blindul cu dama 6 off. Dacă a dat la pas la Popo 500, cu siguranță va da pas și la dama 6 off. Bine face, pentru că ar fi fost rău de tot dominat aici de dama 10-le lui Dragoș. Nu am văzut o mână slabă la Dragoș de ceva vreme, de 20 de minute. Dragoș are doar mâini bune și foarte bune. Chiar și atunci când are o mână mai slabă, a dat limp din small blind cu 10-9, o mână conectată, 9-8, iarăși o mână conectată care joacă decent. Și uite că blindurile s-au mărit, 8 cu 16.000. Aș putea spune că cu ceva șanse turneul este al oricăruia din cei trei aflați la masă. Am văzut mai devreme că Lin din două blinduri s-a triplat, așa că și aici poate să o facă la fel de ușor, însă șansele sunt de partea lui Dragoș Preda de la Curtea de Argeș, bineînțeles urmat de Robert Tone de la Craiova. Olin. Da, avem un Olin de la Robert cu as-dama off și cred că aici e momentul în care doiarii lui Călin, da, doiarii lui Călin intră la mijloc și bineînțeles Dragoș se retrage cu 7600. Din nou Călin într-o situație extraordinară și a reușit să-și bage banii la flip cu 2-2, 50-50, ceea ce e un rezultat foarte bun pentru el. Aproape că nu mai contează ce se întâmplă, pentru că a reușit exact ce spera, dar un as în flop schimbă totul. Dacă nu vedem acele două outuri pe care le are Călin, va ieși pe locul 3. Și Riverul ne va clarifica totul, dar Călin Tatulea, felicitări lui, un loc 3 extrem de onorabil după două calificări. Adică a avut niște... A rulat un pic, aș putea spune, a rulat chiar foarte bine, dacă e să o luăm probabilistic, a rulat foarte bine să te califici de două ori la rând și să iei bani de fiecare dată, exact, da, $200 ultima dată pentru locul 7, $1000 în acest moment pentru locul 3 și avem heads-up-ul mult dorit. Suntem cu fise nu foarte mare diferență între stack-urile celor doi, însă Dragoș pleacă cu prima șansă, 400.000 la 300.000. Poate aș ruga regia să vedem un stack-uri exact numărul de fise pe care le au cei doi înaintea începerii heads-up-ului. Ne ajută mult mai mult aici să știm situația exactă la fise, pentru că mâinile Xorine merg foarte repede la heads-up. Totul se schimbă imediat. Avem și Big Blind Dante care schimbă imediat stack-uri și e important să știm exact câte fise au fiecare. E un lucru cu care cu siguranță ne va ajuta dealerița noastră imediat. Dar să vedem. Începe Dragoș din buton, așa cum poate nu știți, la heads-up butonul e și small blind-ul și întotdeauna va fi acest lucru, iar big blind-ul pune și big blind ante aici la Midnight Poker Show. Dragoș dă un raise cu 5-3 off din buton, însă Robert are popă, da, o mână cu care probabil ori va plăti, ori va fi all-in, da, în mod normal am vedea un all-in aici, dar Robert, așa cum am văzut, nu e foarte stăpân, să zicem, pe jocul de short stack și uite că îi dă șansa lui 5-3 să câștige mâna printr-o simplă agresivitate. Da, vedem acel continuation bet, betul de continuare, însă Robert nu se sperie atât de ușor, continuă cu Popo High, pe bună dreptate la heads up, Popo High foarte, poate fi mâna cea mai bună în continuare și este răsplătit imediat cu top pair la turn, un turn pe care Dragoș Predea s-ar putea să-l mimeze că ar fi la el în range, pentru că are 5 high, nu poți câștiga la poker normal, niciodată cu 5 high. E forțat un pic de situația din acest moment, în această mână, să pariez.
Dar Robert nu lasă, face o greșeală tipică de începător și prinde ceva și entuziasmat împinge toate fisele la mijloc. Nu mai e evaluare, cum se zice. Nu mai e de la ce să iei evaluare, cum să-ți dea omul col cu 5 hai în schimb dacă îl lăsa. Cine știe, mai poate ciugulea mima un pic, acel popo și mai ciugulea, mai ciugulea niște fise. Un pic probabil entuziasmat de faptul că a lovit acel tot pe. Și, e și presiune mare sunt ultimii doi, puțină oboseală după... Exact, se numește în limbaj, dacă vorbim de jucători pro care joacă multe, multe ore, e un să zicem, o cădere emoțională, decizională, în care ești atât de obosit încât nu mai raționezi exact cum mai trebuie. Gândești limpede. Și ești prea entuziasmat de mâna pe care o ai, de draw-ul pe care l-ai și îți bagi toate fizile la mijloc, încercând să termini, să ieși de sub presiune. Cred că asta s-a întâmplat și cu Robert aici. Toate lucrurile sunt pe bine, însă a mai redus un pic din diferență. Vedem că acum sunt aproape egal la fise. Și găsește și o mână foarte bună în buton. Dragoș are cu ce să-și apere blindul aici, însă are 10-2 sute și n-o face. Se vede că cei doi nu prea au jucat heads-up. La heads-up lucrurile se schimbă total. Mâinile sunt mult mai puternice. Mâine cu o mână ca Popo Valet, de exemplu, în 20 de blinduri, este o mână extraordinar de puternică, iar 10-2 sute, orice mână de ca aceeași culoare, ar trebui să-și apere blindul, mai ales pentru că are și big blind antele puse în pot. Însă cei doi joacă conservator, nu vor să riște, așa cum am văzut-o la alții care au jucat aici heads-up-ul la Midnight Poker și aleg să fie ori în poziție, ori să aibă o mână mai bună un pic. De exemplu, o pereche de șemptare în buton. Nu cred că a ratat o mână din buton în care să nu fie avut o mână foarte bună, Dragoș Preda. E bine să ai această șansă la heads-up. Și din fericire pentru el, să vedem însă Robert dacă își apără blindul sau... Da, își apără blindul în col pe care nu m-aș fi așteptat de la el. La ce am văzut până acum, la cât de pasiv a jucat, nu m-aș fi așteptat să dea col corect, aș putea spune, cu vale 3 aici. Și e răsplătit din nou, lovește perechea de mijloc. Foarte posibil, dacă nu cumva Robert vrea să parieze, nu știu de ce ar face-o. Dar se pare că nu, a dat două check-uri, o să vedem și un turn. Da, mai e o carte foarte sigură pentru el. Pur și simplu combinatoric, dacă sunt două jos, mai puține la tine, la adversar în mână. Și consideră că acum e momentul să-și protejeze acea pereche de valet, să nu-i dea un river gratis lui Dragoș. Și alege să parieze 35.000, o treime de pot. Dragoș e foarte bucuros să plătească acest preț mic, să vadă poate un 7 și de ce nu, poate crede că are în continuare mâna mai bună. Robert, posibil să parieze cu un 5 ar aici. Da, clar. La heads-up, orice pereche e bună la heads-up. Normal. Așa că șeptarii bat un 5 ar, bat și un draw pe, de exemplu, 10-9, 9-8, poate chiar un popă 10 pe care l-ar avea Robert acolo. Acum rămâne întrebarea, este cât poate să extragă Robert de la Dragoș cu acea pereche de șeptari. Potul de 150.000, Dragoș mai are 260 și un bet mic e îndreptățit și într-adevăr 25.000 e foarte mic sau 35.000. Ne-a părăsit grafica un pic. Cred că Robert pur și simplu a pariat un 30.000, văd acolo, sau ceva de genul. Un bet foarte mic, 20%. Și n-am înțeles nimic ce s-a întâmplat aici, Sorine? Nu, azi mă uitam și eu acum, încercam să analizez, să văd ce s-a întâmplat. A fost un bet mic de la Robert da, Dragoș și Dragoș și-a transformat perechea de șeptari în bluff, reușind să-l foldeze pe Robert. De pe valet, o mână extrem de puternică. Ce zici de play-ul ăsta? Da, cu cele două dame acolo era... Un play... Adică a speculat cele două dame, știi? Cred că a speculat... Cred că l-a pus în valet. Da, l-a pus în valet și a zis asta. E frică cu valetul normal, lui mic. Exact, și ia sunt două dame pe flop. Sunt două dame, a venit și backdoor-ul ăla de culoare. A gândit-o foarte bine, Wow, extraordinar. Un play mai rar văzut aici la Midnight Poker. A jucat-o foarte bine.
Foarte bine și Robert cu siguranță hero nu se aștepta la asta. Un hero play, dar un play foarte bun. A găsit și un moment bun. Rar de tot oamenii își transformă acea pereche destul de bună, exact, cum spuneam. Da. A speculat Lachie, foarte bine momentul. Cred că 90% din oameni ar fi de acolo, acolo clar, cu Șeptar și eu și tu, cred că da, doar da, acolo, da, pentru fără că discuție. Băteam acele perechi mici de care exact tocmai vorbeam și blafurile lui Robert. Însă Dragoș a considerat că e nevoie să și le transforme în bluff și de data aceasta a avut dreptate. Un rezultat extraordinar, să foldez omul de pe a doua pereche acolo, este foarte, foarte bine. În continuare, Dragoș nu își apără big blind-ul cu mâini cu care ar trebui. 9-500 din 9 mână cu care ar fi trebuit să-și apere acolo. Big blind-ul e obligat de matematica jocului, de procentele pe care le are casa de acolo, acolo. Însă se vede că strategia lui lucrează până acum, așa că de ce și-ar schimba-o? El știe cel mai bine, el a jucat în aceste ultime 3 ore cu Robert la masă și probabil își cunoaște mai bine adversarul. Mai puțin până vedem cine a $3000 și cine a două. Nu? Da, și cine ridică cecul și cine ridică cecul? Își prezintă ultimele impresiile de campion, Cătălinei, gazdei noastre, Cătălina Constantinescu. Cine se sperie de la tubul lui Cătălina care pocnește îngrozitor de fiecare dată? Și se pocnește și se și aude pe interviul campionului aici. Între timp, Robert mai ciugulește ceva, așa cum spuneai și tu, cu un as la heads-up în blinduri. În blinduri destul de mare aici. Foarte tacticos își aranjează Robertone de la Craiova în dreapta ecranului cu tricou alb. Dacă tocmai ați intrat, suntem în heads-up-ul 888 Midnight Poker TV Show, sezonul 5, primul episod. Și între timp aici la Poker Room a început și Weekly Billion organizat de Alex Crețu Events. Dacă aveți chef de un live la un turneu decent aici cu premii foarte frumoase de weekend, puteți veni aici și încerca norocul în ziua 1A sau în ziua 1B de mâine. Avem o mână care va ajunge la flop cu siguranță. Dragoș își apără în acest moment în sfârșit blind-ul cu o mână mai slabă, dar conectată, 10-500 contra dama 8. Deocamdată nimeni și nimic, cum se zice, pe flopul ăsta. Un simplu bet, oricât de mic, al lui Robert îi va câștiga pot. O să vedem dacă îl găsește sau poate să dea și un check. Dama high are showdown value, cum se spune, adică poate ajunge la showdown și câștiga mâna fără să parieze. Și atunci, de ce nu să-și ia? Însă Dragoș nu-i dă opțiunea asta. Consideră că după un check pe acel flop, 10 high e îndreptățit să blufeze. Pentru un preț, cred că destul de mic, da, 20.000 în 80, adică 25%, un bet frecvent folosit în jocul de poker în zilele noastre din primăvara anului 2022. Robert se gândește pe bună dreptate dacă cumva mâna lui, dama high, nu e în continuare bună, ar avea dreptate în acest moment, însă as 6-6, greu de dat. Da, pentru un amator e greu de dat un call cu dama high acolo. Din nou, agresivitatea, așa cum am repetat-o în nenumărate rânduri, îți face jocul mai ușor la poker. Mai ales la genul ăsta de hiperturbo, adică... Da, în structura aceasta foarte se rapidă. Se cere, cum să zici, adică... Se cere să fii mai agresiv. Câștigă cei care nu au neapărat cele mai bune cărți, cei care sunt un pic mai agresiv da. Au și ceva noroc, de ce să nu zicem. Au avut și șansă, Robert, să întâlniri cu noroc, să spunem, nu neapărat noroc. Până la urmă, noroc ți-l faci pe termenul. Ți-l faci tu și da, e o strategie bună pentru cei care abia încep jocul să joace un pic mai agresiv de la început, nu pasiv, pentru că învață și jocul mai repede și se pun și în poziția de a câștiga și niște bani mai repede și atunci poate găsesc o pasiune, o nouă pasiune. Dragoș are mâna favorită a Cătălinei, vale 2 off, nu e cazul, pas direct, un pas pe care eu nu l-aș fi dat. Ca jucător profesionist, orice mână la heads-up ar trebui să-ți dai raise din buton cam cu 90% din mâini. Vale 2 cu siguranță intră în acea categorie și aș fi găsit un min raise. Ar fi lucrat în acest moment, pentru că Robert nu cred că găsea un call cu 6-4 off. Însă, un pic frustrat îl văd, Sorine, nu? Dacă tot e să citim oamenii, un pic frustrat că nu prea a avut mâini, a avut și acel pot în care a fost forțat nu să foldeze valetul. Nu l-ajută cărțile, valetul. Cum se zice. Da, nu-l ajută nici cărțile. Într-adevăr, balanța înclină clar în favoarea lui Dragoș în acest moment.
Dragoș a avut și mult curaj și nu a ezitat, adică ai văzut că de fiecare dată când a avut cea mai mică ocazie, a atacat. A atacat, a blufat când trebuie și acel bluff spectaculos, cu siguranță îl vom revedea într-un clip aici, a editat acel bluff, acel șeptarii transformați în bluff, fără să fie nevoie neapărat, dar într-un moment extrem de prielnic pentru el, un pot mare, un pot de 180.000, când sunt 700.000 de fise de toate, este semnificativ pentru el. Între timp, Robert găsește un flop cu o chintă în două capete, o și pariază și acest pot în care Dragoș apasă pedala la maxim, aici văd un raise. Da. Nu cred că scapă prea curând de Robert, să vedem turn-ul, va fi foarte interesant. Sunt foarte curios ce se întâmplă pe un blanc, așa cum spune. Cred că Dragoș a vrut să vadă dacă Robert într-adevăr are ceva sau... Da, uite că Robert are ceva, dar încă nu e ceva destul de bun. Și popul acesta, exact poate ce spuneam, ăsta e un blanc. Acum Dragoș, dacă mai faci un bluff și cere mult, acum îl aruncă. Îl văd cum se încordează și îl văd că se uită la fise, care este pentru un jucător, pur și simplu este un tel, că acel jucător vrea să parieze, vrea să parieze, vrea să... Și îl pune, uite, la pune pe gânduri. Îl pune pe... pentru că nu mai are odds, practic. Din 200.000 trebuie să-și pună o treime din stack ca să vadă acel 8 exact. Sau 3 de care are mare și nevoie. Aruncă, probabil. Și după cum da, și fold. Și vă dați seama cât de bucuros e Dragoș să vadă că Robert a foldat o mână atât de bună, o mână care avea, am văzut acolo, 40% e la flop cel puțin, și acum avea 30% încă în continuare, pentru că noi vedem aici pe ecran că și un 6 și un 4 l-ar fi ajutat. Da. Dar așa cum spuneam, e greu să câștigi sorine fără să normal. Jocul pasiv nu câștigă bani și fise la poker. E lege. Dacă e un lucru, un singur lucru, n-ați jucat o mână de poker în viața voastră, aici la Midnight Poker o să aflați că în jocul de poker trebuie să fii un pic mai agresiv dacă vrei să câștigi vreun pot vreodată. Nu se poate juca cu check-call și cu joc pasiv. Luați-o de la un jucător profesionist și bineînțeles de la ceea ce și vedeți demonstrat foarte bine în această seară de Dragoș Preda de la Drobeta, turnul Severin, care își dă, practic, cum ai spus tu, Sorine, șansa cea mai bună de a câștiga titlul Midnight Poker TV Show și bineînțeles check-ul de $3000 oferit de 888 Poker România. All-in. Da, avem un all-in agresiv cu valet 600 din buton, relativ standard, aș putea spune, pentru 10 blinduri. Cu dama 7. A, nu, a fost un call și apoi all-in-ul de la dama 7, da. Am crezut că Dragoș a ales să dea direct all-in, însă el a vrut doar să vadă flopul cu o mână care, de ce nu, ar avea destule șanse. Robert nu i-a dat această ocazie să îl, cum se spune în engleză, outplay, să-l joace, să-l joace mai bine decât el, să-l lase să vadă flopul gratis. Și blindul între timp nu se gândesc la cei doi jucători, la emoțiile lor, ci cresc în continuare și avem 10 cu 20 cu 20 big blindante, 50.000 de fise din start, fără să faci nimic, sunt pe jos. În preflop. Sunt pe jos, sunt gata de ridicat de cine vrea să le ridice, da? Corect, da. Până acum Dragoș a fost singurul pretendent, să zicem. Nu am nimic cu Robertone de la Craiova, dar Dragoș cu siguranță se vede cu cecul în mână. Pur și simplu asta îmi spune jocul lui, jocul agresiv, îmi spune că se vede alături de Cătălina acolo, să-i bubuie acele confeti în urechi și cu $3000 în contul lui pe 888poker.ro. E și foarte concentrat. Și de ce nu, dacă a făcut dita mai drumul de la, tocmai de la Drobeta, turnul Severin, până aici la București, măcar să se întoarcă cu cecul acasă. În orice caz, câștigători amândoi, locul 2 a $2000, este extraordinar. Normal. O vacanță și-au asigurat. Și... la o taxă de $5 îți iei 2000. Uite cât noroc poate să aibă și când dă fold, joacă extraordinar bine, îl prinde pe Robert. Aproape că îi citim frustrarea pe fața lui Robert Tone de la Craiova. În momentul în care găsește și el o mână extraordinară, chip leader, super agresivul chip leader, dă pas din buton. N-ai cum să te bați cu așa ceva. N-ai pur și simplu, câteodată la poker n-ai cum să te bați cu soarta. Efectiv, soarta e împotriva ta și asta este. Sunt sigur că fanii lui de pe canalul de YouTube își rod unghiile la propriu. Și deși țin cu el, asta este... Nu ai cum să te bați cu pachetul de cărți, să zicem.
cum se zice, la păcănele, n-ai rost să te joci cu curentul. Exact, te joci cu curentul. Te joci cu casa, te joci contra casei. Aici un limp interesant al lui Robert cu Vale 2 off și un simplu call cu dama 10. Poate în locul lui Dragoș aș fi continuat să fiu la fel de agresiv și să împing all-in direct, pentru că l-am văzut pe Robert dând call fără mâini premium până acum, ci doar cu mâini mai slabe. Și atunci dama 10 devine o mână foarte puternică, dacă am această informație. Dar nu e nevoie, Dragoș prinde dama foarte bună la river și Robert va pierde din nou un pot cu dama high. Cred că cu dama high, Sorin, aș fi găsit un bet de valoare. Poate de la as high, poate chiar de la vale high, de ce nu? Da. Dar din nou a ales să joace un pic conservator și poate să-l lase pe Robert să blufeze, să-și transforme o mână în bluff acolo. N-a fost cazul, dar distanța dintre cele două stacuri se mărește și asta nu poate decât să-l ajute pe Dragoș Preda de la Drobeta Tunu Severin în stânga ecranelor dumneavoastră. Mai începe 5 minute. Oricum eu zic că în 10 minute știm câștigătorul. 10 minute, hai să facem un pariu. Puteți, cei care ne urmăriți, e ora 5 și 12 minute în acest moment. Să vedem dacă în 10 minute terminăm. Vă rog să ne spuneți dacă aveți un favorit în chat și dacă considerați că durează, va dura mai mult de 10 minute sau nu. Este o șansă mare. Psihologic vorbind, din cauza că Dragoș a avut cărți tot, nu Dragoș, și Robert a avut tot cărți proaste în ultima vreme, e puțin frustrat de la el și atunci în momentul când o să prindă prima carte bună, o să împingă. Le va împinge Dragoș vise multe, zice, hai că oricum suntem la sfârșit, îi dau call și probabil că va fi sfârșitul. Asta e scenariul pe care îl văd eu. Frustrare, îl împinge la un moment dat nu mai rezist. Orice jucător, când vezi că ai o oră cărți proaste și îți vine prima carte bună, din reflex o joci, pentru că ai așteptat o oră să o joci. Exact, de acord, și mai ales la heads-up se întâmplă lucrul ăsta mai des, pentru că mâinile se derulează atât de repede, una după alta, nu mai carboave, cum se zice. Și te frustrează, pentru că doar atâta poate rezista. Vrei să joci și n-ai cum. Exact. Ești aici, ești în fața camerelor, te bați pentru o diferență de $1000 și tu n-ai cu ce juca, practic, exact. Ai mâinile legate. E foarte frustrant, într-adevăr. Aici, fanii lui Robert spun că îl bate în 30 de minute, pariază 100 de euro pe Robert. Dragoș, alt fan al lui Dragoș, spune că Dragoș va câștiga și va dura mai mult de 10 minute. Să vedem, pariurile sunt live, cum se zice. Luăm pariuri 1 la 10, 1 la 5, cât luăm? Pariuri virtuale, bineînțeles. Aici pe canalul tău, Sorine, lumea spune că durează 5 minute, Dragoș, 20 de minute, 0 minute, 9 minute. Avem foarte, foarte multe opțiuni aici. Este, într-adevăr, totul este plauzibil, dar țin să vă aduc aminte că după 10-20 de mii urmează 15 cu 30 de mii în următoarele minute, în cadrul celor 10 minute, așa că luați în considerare acest lucru când faceți pariul vostru. Între timp, bineînțeles, Dragoș, o mână premium de acum aș putea spune la heads-up, as 9 off, dă doar call în speranța că Robert va da all-in și îl va prinde în capcană, însă nu, Sorine, ce flop pentru 5-4, 4 de negru, draw de chintă și Dragoș n-are nici măcar o neagră în mână, o să-i fie greu să-l plătească aici dacă cumva joacă Robert agresiv, ceea ce ar trebui să facă, poate odată găsește acel raise. Nu, și găsește doar colul, e la fel de bun tatonează. Și colul aici tatonează pentru că e o culoare totuși posibilă. Normal. Ei poate să-și bage banii mort sau să aibă o întâlnire. Da. No, și din nou aceeași greșeală, împinge Olin cu acel draw de straight flush, pentru că culoarea lui aproape că nu contează, are cea mai proastă culoare pe care poți să o ai pe azi, valet 3-2 cu 4 negre, tu ai 4 de negru, ai cea mai proastă culoare, nu vei fi plătit decât de o culoare mai bună întotdeauna, în niciun caz nici de un as, care ați văzut foarte bine, a dat snap fold acolo, snap pass, corect. Din nou o greșeală pe care o face Robert și nu știu... Experiență, e lipsa de experiență, probabil, eu știu. Fără o strategie foarte bine gândită, nu știu dacă va avea foarte multe șanse, indiferent ce face Dragoș acolo. Practic, i-a luat din nou șansa din mână lui Dragoș de a mai
băga niște fise acolo, totuși avea top pair, putea spera la ceva mai bun. Avem din nou fani pe canalul și pe pagina 8.pocoro care spune că Dragoș joacă cel mai bine și are și carte de partea lui. Sunt de acord cu voi, Dragoș joacă un pic mai bine și într-adevăr din nou vedem un as mare la el în big blind. Aproape că e greu să pierzi seta, vă spune, când ai cărți de genul acesta. Da, da. E greu, trebuie să fac o greșeală enormă și nu l-am văzut. Nu e genul, pare un inginer silvic. Dragoș pare un om cumpătat, să zicem, calculat și îl văd, mi-e greu să cred că va face o greșeală din asta foarte, foarte mare. Nu e, pur și simplu nu e genul de persoană, genul de caracter care ar face lucrul acesta. Pare un tip foarte calculat. Alexandru Sorin Niculescu de pe pagina Hold'em ne întreabă ce comentează ăștia. Ăștia doi, adică eu, Tudor Purice, Ase Hai și domnul Sorin Constantinescu, comentăm Midnight Poker TV Show. Sezonul 5, episodul 1. Suntem aici din nou live la Poker Room în Piața Alba Iulia numărul 2 în București. Suntem în deschiderea sezonului, al doilelea sezon din această primăvară. Vom mai avea încă 12 episoade, adică două sezoane la toamnă. Și până atunci, între timp, vom avea niște turnee majore în pokerul live românesc, aduse, bineînțeles, de partenerii Poker Fest România. Aici, țineți aproape, veștile vor fi publicate pe pokerfest.ro, bineînțeles, și pe canalul nostru de social media, pe Instagram. Începând din luna mai, o să fie turnee majore în fiecare lună. Turnee majore în fiecare lună, avem de treabă, cum se spune, atât la joc, cât și la comentariu și la știrile pe care le vom posta, bineînțeles, pe toate canalele de social media Pokerfest. Robert a ajuns în punctul de care tocmai discutam mai devreme, valet 5 off. Nu mai pot, all-in. Nu e o mână extraordinară, nu e o mână bună. Ce ți-am zis eu, nu? Dar e momentul în care nu mai rezist. Nu mai rezist psihic. A primit în ghilimele informații în cască. Bă, băiatule, joci prea pasiv. Normal. Hai un pic pe ele că nu se poate. Vrem și noi acasă, în ghilimele. Cât mai avem din cele 10 minute? Mai are 4 minute din cele 10. Da. Pariurile încă sunt live, cum se zice. Deocamdată... Cred că mâna asta acum o să fie un all-in call și... Să vedem dacă avem un all-in call. Deocamdată nu avem cărți. Robert se simte un pic mai bine deja. Se vede cine e, fiind psiholog și cunoaște corpului, citește foarte bine pe... Cum se scutură așa un pic. Se scutură așa un pic de ghinionul pe care l-a avut până acum. Și uite, așa a adus. Ai și văzut? Noroc. Ce ți-am zis? Norocul și ți-l faci tu, exact cum spuneai tu. Popodama Sutid, un monstru, aș putea spune, la heads-up cu 12 blinduri, 10 blinduri, cât are acum. Și direct all-in e ok, se poate da și call acolo, se poate da și raise, se poate da și all-in direct. Nimic nu e greșit când ai popă damă 100 și 12 blinduri. Așa că este... Dragoș, parcă se simte așa un pic frustrat că i-a trecut momentul, nu exact, știu cum să zic. Da, da, da. Atunci mari șanse să nu dureze acele 10 minute, dar niciodată nu știm. Au crescut și blindurile, cum vă spuneam, 15 cu 30 de mii. Average-ul este în acest moment de fix 12 blinduri, adică stack-ul mediu. Dacă din nou îi vine acum la Robert o carte foarte bună și intră all-in, Dragoș nu o să-l mai creadă și o să... Cu siguranță s-ar putea, dacă mai găsește și ceva jucabil, exact, cred că zice, ok, ăsta e momentul, ăsta e momentul. Uite, Dragoș are o mână de all-in aici, are popo 6 off. Cu mâna asta, probabil, strategia spune teoretic să dai limp aici cu popo 6 off sau chiar un raise. Un popo 8 ar fi un clar limp, un popo 6 ar fi un min raise. Nu vedem cărțile lui Robert. Acum, profesionist vorbind, tehnic vorbind, însă ce se întâmplă aici, vedem un... Cred că un raise la 60.000 și Robert are cu ce să-și apere blindul și cred că o face. Dacă văd eu, mimica lui îmi spune că vrea să-și apere blindul cu 10-8 off, da, și avem în sfârșit avem un flop. Să vedem un flop cu un popă 10. Da, n-am mai văzut un flop de la culoarea, acea mică culoare lui Robert. Popă 10-2. Ar fi interesant, nu? Din păcate nu este cum vrem noi. Damă 7-4. 10-8 nu prinde nici măcar un gutshot acolo, nu prinde nici măcar o gaură de chintă, nu prinde nimic. Are doar la viitor joacă, dacă îi mai vin 3 cărți face un draw de chintă, cum se zice. Și Dragoș pariază cu popă hai. Cred că Robert doar mimează acțiunea pentru că nu are cum să joace aici. Clar. Doar dacă i-ar fi văzut cărțile să fi dat un raise acolo. Cred că
creștem puțin emoția, pentru că mai avem un singur minut din acele 10 de care am vorbit mai devreme. Minutul în care putem vedea de ce nu orice. Un cooler, da? Un as 200 la un valet 10 și avem flipul pentru trofeul de campion. Evident, orice dublaj aici, chiar și Robert, dacă se dublează prin Dragoș, îl lasă pe Dragoș foarte, foarte short, cu foarte puține fise. Practic schimbă pozițiile și e riscant pentru Dragoș să plătească, plătească Rulinul. Nu e nimic oricum, sigur. Presiunea destul de mare acum, adică... Da, să joacă pentru 1000 de dolari. Aducem aminte celor care abia ați intrat poate acum. Avem 2000 de dolari la locul 2. Garantați pentru oricare dintre ei și 3000 de dolari la campioni. 1000 de dolari este o diferență. E exact. O Dacia Logan mai veche, nu? Ca să zicem așa. Este foarte mult, însă avem un Dragoș câștigă prin neprezentare un folding buton cu 4-3 off. Aș fi de acolo. Însă Robert nu vrea să se implice cu chip leader-ul cu 4-3 chiar și din buton. Am auzit cuvintele magice, all-in cu dama 9 off din buton. Robert găsește ceva? Opa, e posibil? E posibil să dea call cu dama 6? Cred că mai așteaptă. Are 5 blinduri, Sorine, țin să-ți aduc aminte. Știu, 5 dar el nu știe. Dama, eu știu, dar el nu știe. Știm și eu, cred că știu. Însă l-am văzut mai înainte din pas, 8 blinduri cu as 9. Da, nu. Ți-am zis că el nu știe. Nu e cazul. Cred că cu 5 blinduri, dama 6 e chiar acolo la limită, poate cu dama 8 aș fi dat snap call, cu dama 6 e, nu știi dacă e, nu, deci nu hai să mai văd nici foarte bine. Hai să mai văd niște cărți. De exact. Minimum dama 6 mi-ar fi trebuit, așa că nu îl învinovățim foarte tare pe Robert, o mână care poate da fold acolo, însă acum are butonul și cele 5 blinduri, faiboase. Nu știu dacă s-a mai făcut o numărătoare la fise, dacă chiar are 5 blinduri, dar dacă luăm aruncăm un ochi la stack-ul lui, are și ghinion ce să 4-2 în buton cu 5 blinduri deja practic joacă cu partea de jos a pachetului Robert în această seară. Nu-i vreau să iau nimic din jocul bun al lui Dragoș, dar cărțile au fost clar în favoarea lui și Robert practic n-a avut cu ce juca. Normal. Pur și simplu n-a avut cu ce juca, iar atunci când a prins ceva a făcut și două greșeli care l-au costat poate ceva fise. Nu știu cum ar fi jucat Dragoș, dar uite, Dragoș primește popă nou în big blind, Robert are 4-2 off, nu putem ignora. Lucrurile se pot schimba, într-adevăr, clar. Însă timpul nu-i mai stă la dispoziție lui Robert, înțeles. Pentru că acuși blindurile sunt 20 cu 40 de mii și el abia mai are acum 4 blinduri. Între timp, cei care ați pariat pe mai mult de 10 minute ați câștigat, nu știu de la ce, nu de la noi, dar trimiteți, ați câștigat ceva. Adrese de mail ca să vă trimitem banii. Un IOU, cum se zice în limba engleză, îți datorez eu ție. Data viitoare, la episodul următor, garantat ne achităm de, da. Facem plata. Însă, da, avem 12 minute de când am spus, dar blindurile sunt foarte, foarte mari, iminent acel all-in. Aici cred că Dragoș nu va rata all-in-ul cu 10-9 off, nu are cum. Sau poate vedem doar un call, nu, all-in direct, evident 10-9 are șanse mari. Și? Showdown. Da, ăsta e momentul de gamble și amândoi au aceeași mână. Dacă nu prinde unul culoare. Da, șanse sunt, două negre. Și virtualul drăcușor își bagă codița aici, dar nu, totul e în siguranță, chop. O să vedem, poate vedem aici și stack-ul lui Robert, măcar să putem afla o numărătoare exactă la fise. Acolo pare că are undeva, da, cred că stack-urile sunt corecte, să zicem că undeva la 130-120 de mii are Robert, ceea ce înseamnă că acum are butonul și 4 blinduri, da, 128 de mii, am spus, foarte aproape, un pic peste 4 blinduri și foarte puține minute de joc pentru cei doi, sau pentru el cel puțin, dacă nu împinge acum, data viitoare va pune jumătate din stack în big blind, aproape va fi comis cu orice două cărți acolo. Un final relativ dramatic, aș putea spune.
Dragoș simte, a, oleu, și Robert are 9, hai, da, nu, e, îmi pare rău pentru el, mi-aș fi dorit să văd întâlniri mai picante, să zicem, da, dar da. Cu 9-4, hai, cu 4-2 din buton, chiar nu poți să joci, indiferent cât de bun ești la poker, dacă și Dragoș, bineînțeles, are spop în bine, deci nu, e clar, masă... Când îți merge, îți merge, când îți merge, îți merge, asta este, face parte din joc, să știți că nimic nu este aranjat. Pur și simplu masa este greu înclinată în stânga ecranului la Dragoș Preda din Drobeta, turnul Severin, care are într-adevăr, cum spunea cineva mai devreme în chat, cartea de partea lui net superioare mâinile pe care le primește el, în special la heads-up, și la heads-up contează cel mai mult pentru că mâinile se derulează extraordinar de repede. All-in cu 5-400 din buton. Robert nu mai ratează acest spot, a pus prea multe fise, damă 7, exact de ce vorbeam, este mâna la care ar trebui obligator să dea call și asta este, însă, după cum vedem și vedeți și voi pe ecrane, 5-400, dar are 41% procente. Aproape o dată din două va câștiga mâna, așa că șansele sunt egale, practic un flip. Însă șeptarul acela îl ajută foarte mult pe Robert, șeptarul acela îl pune mult în față și acum are nevoie de ajutor pe turn și pe river Dragoș pentru a deveni campion și îl primește în forma unui carou, are doar 8 outuri. Nu? Robert One se dublează și agonia lui în ghilimele. Back in business. Back in business cu 200.000 la cele 500. Aș vrea să văd o numărătoare exactă de la Didi, dacă se poate, de la dealer. Ar fi foarte important. Da, deci cred că am auzit bine, un 73.000 ori 2 plus acel big blind ante, deci undeva la 175.000, 176.000 pentru Robert One, care acum este în buton, blindurile sunt 15 cu 30.000, cu 30.000 big blind ante. Și o gură de aer nesperată pentru Robert One. A prins momentul bun, a găsit mâna mai bună și i-a și ținut pe acel turn. Da, o mână foarte bună de data aceasta pentru Robert One, însă Dragoș nu prea are cu ce să-l plătească. Nu e deloc comis, are doar 30.000 puse, deși a pus și big blind anteul din stacul lui, însă acela este deja în mijlocul potului, nu se ține cont de el, să zicem, pentru big blind și câștigă 75.000. Deci avem undeva acum la 235.000 pentru Robert One și diferența de 465.000 pentru Dragoș Preda de la Drobeta, turnul Severin. Acum era 50% șansă, da? Iar acum blindurile au crescut 20 cu 40, uriașe, dar cum bine ați văzut, un all-in în direcție, în dreapta ecranului spre Robert, câștigat de el, schimbă total lucrurile. Bineînțeles, orice all-in câștigat de Dragoș ne dă și noul campion în noul sezon Midnight Poker TV Show, însă un fold. E un fold, e aproape ca un all-in aici pentru Robert One, pentru că sunt 40 cu 40 cu 20, 100.000 de fise și el pleacă la joc cu 200.000. Deci în acest moment a câștigat acei 60.000. Cei care ați spus că se duc în 20 de minute sau că se va termina jocul în 20 de minute, sunteți pe aproape.
Au mai rămas două din acele 20 de minute și avem Olin cu dama 2 și Snapcall de la Dragoș cu as 7 off, care clar pleacă cu mâna mai bună, însă, așa cum vă spuneam, Robert are o șansă cu cea două cărți aici. Să vedem flopul, foarte bun flopul pentru Dragoș. Preda are nevoie de o damă și doar de o damă sau de roșii. Nu e cazul în acest moment. Doar o damă îl mai salvează pe Robertone. Nu, și avem un nou campion în poziția lui Dragoș Preda de la Drobeta Turnu Severin, Robertone de la Craiova pe poziția 2. Felicitări campionului. Să mergem la Cătălina. Avem un nou câștigător. Felicitări, Dragoș, prima calificare, mulțumesc. Prima emisiune live, masă live și primul check de $3,000. Cum a fost? Mulțumesc. A fost ok. Având în vedere structura rapidă, destul de bine. Ai avut emoții? Puține, da. De ce să mint? Da. Un sfat pentru cei care se uită acum la noi. Așa, și poate n-au avut curajul încă să se înscrie la turneu. Să încerce și ei, cum am făcut și eu, prima încercare, prima calificare și primul câștig. Este... Felicitări încă o dată, dragilor, pe voi vă aștept în fiecare vineri pe 888poker.ro, începând cu ora 20, pentru turneul online Midnight Poker. Veniți aici joi la masă și ne luați check-ul. Mulțumim mult! Mulțumesc și eu! Ați auzit-o pe Cătălina, a fost interviul de final al campionului nostru din nou sezon 5, episodul 1, Dragoș Preda, trofeul și cecul de $3,000 pleacă la Drobeta Turnu Severin. Felicitări inginerului Silvic Dragoș Preda. Noi vă așteptăm, așa cum a spus și Cătălina, mâine neapărat de la ora 8 la satelitul de $5 cu $1,000 garantați pe 888poker.ro, unde aveți șansa să ajungeți în primii 6 și să ne vedem, de ce nu, joia viitoare aici la Poker Room București de la ora 2 la live stream. Dacă nu, mai aveți încă 5 șanse pentru că tocmai am început sezonul. Am fost Tudor Purice, Ase Hai pentru fanii pokerului românesc, alături de Sorin Constantinescu, Mirel Drăgan și Cătălina Constantinescu și, bineînțeles, echipa Buff Media, echipa tehnică din spatele platformei de joc. Aici vă așteptăm data viitoare, joi, 24 martie, de la ora 2. Vă salut! Alături de mine, domnul Sorin Constantinescu, invitatul special pentru ediția din seara asta. Bine ați venit la masă! Din spate de la comentarii, din spate de la birou, astăzi jucați live. Aveți emoții? Mari. Ce? N-am nicio emoție, îți dai seama. Nu, am vrut de mult să joc de vreun an de zile, dar cât timp a fost restricție cu mască, tu știi că nu suport masca și n-am purtat niciodată mască în timpul pandemiei și am așteptat să dea măștile jos ca să pot să vin să joc și eu ca oamenii. Eu știu sigur că am 90% că o să luați check-ul. Aoleu, dar pleacă băieții ăștia, nu mai joacă niciunul dacă aud chestia asta. Nu, dar ce o să faceți cu banii? Păi, după cum am declarat când am fost întrebat, o să donez toți banii, numai că îi donez, dar și dublez. Adică, indiferent ce sumă câștig, că ies pe locul ultimul sau ies pe locul de și au 3.000 de euro, o să mai pun 3.000 de euro din buzunar și o să-i donez într-un scop caritabil pe care o să-l fac public și cunoscut. Domnul Sorin, acum că a trecut pandemia, ce surprize ne așteaptă în anul 2022 la PokerFest? Păi avem cel puțin 4 turnee confirmate cu PokerStars, avem Eureka în iulie, avem cu 888-ul cel puțin un turneu, dacă nu două, avem cu Gigi Pokerul prin toamnă, prin octombrie-noiembrie, deci o să avem turnee mari cum erau pe vremuri înainte de pandemie. O să reluăm seria turneelor mari, începem cu luna mai și o să avem mai, iunie, iulie, august, probabil, septembrie, adică cel puțin între 4 și 6 turnee majore europene cu sateliți internaționali și cu tot ce trebuie. Și vreau să vă întreb, pentru că ieri am pus un story și foarte multă lume mi-a spus să vă întreb, de ce v-ați apucat de vlog, de YouTube? Aveți foarte mulți urmăritori și toată lumea vă felicită și eu am primit personal pe contul meu felicitări. De ce YouTube?
M-am apucat de YouTube pentru că am văzut mizeria care se întâmplă la televizor și cum frica asta care o bagă oase, începând cu pandemia asta, când arătau isolete în 2 minute și morți pe la morți și nu știu ce, și acum și cu războiul ăsta, și nu e ok ca oamenii să trăiască într-o stare de asta de pan.